Bună ziua tuturor! Mă bucur foarte mult că suntem iarăși împreună. Sunt Diana Andone, directorul Centrului de e-learning din Universitatea Politehnică din Timișoara și vă urez bun venit la cel de-al 27-lea webinar împreună online. Mă bucur foarte mult că în urmă cu câteva săptămâni am început această serie de webinari în webinari care se numește Un an de educație în pandemie și am început cu experiența universităților. Dacă la început am avut cei patru rectori din universitățile din Timișoara împreună cu inspectorul școlar general al județului Timiș, am continuat cu profesori, decani, prodecani, cadre didactice care au desfășurat activitate online în diverse metode, în diverse domenii de specializare la facultățile din Universitatea Politehnică din Timișoara. Astăzi avem alte patru facultăți din Universitatea Politehnică din Timișoara care își vor prezenta prin cadrele didactice care predau la aceste facultăți experiența acestui an de educație în pandemie. Recunosc că pentru noi toți a fost poate destul de dificil să începem acest an, să trecem complet în online, pentru unii mai puțin, pentru alții mai mult, unii aveau deja mai multă experiență privind utilizarea campusului virtual, alții mai puțin. Astăzi veți vedea, de exemplu, una dintre facultăți care are specializare de învățământ la distanță, de comunicare și relații publice și care automat folosea campusul virtual de mai mulți ani și care avea toate cadrele didactice, cel puțin cu cunoștință de utilizarea campusului virtual. Dar și facultăți care nu existau pe campusul virtual și nu aveau, să zicem, cadrele didactice, experiență mai vastă sau mai o utilizare mai facilă a uneltelor de educație în online. De aceea vom începe astăzi cu Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului și mă bucur să avem alături de noi pe două cadre didactice și am să le prezint pe amândouă în acest moment. Sunt domnul conferențiar dr. Inginer Mihai Medeleanu, care este decanul Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului și doamna conferențiar dr. Inginer Cornelia Muntean, care este prodecan la această facultate. Bine ați venit! Bună ziua! Bună ziua tuturor participanților! Și vom începe probabil cu prezentarea domnului conferențiar Medeleanu, care vine din zona de chimie organică, deci este cu atât mai interesant să vedem cum au reușit dânsii să desfășoare activitățile de educație în online. Într-adevăr, Facultatea de Chimie Industrială a adus mai ales studenții din anul întâi, parțial, pentru o perioadă foarte scurtă de timp în campus și au participat, cred că 3 săptămâni, dacă bine țin minte, la sesiunile, să zicem, de laborator care s-au desfășurat în clădirile facultății. Domnule decan, vă rog. Mulțumesc. Sper că se vede acum ce este pe ecran. Problema cea mai importantă la chimie este că e o știință experimentală. Vrând nevrând, până la urmă, trebuie să ne întâlnim cu cumva cu laboratorul. Sau ne trebuie, pe lângă o prezentare PowerPoint pe care o facem oricum la curs cu videoproiectorul, ne trebuie și o tablă, pentru că nu este ușor să scrii reacții chimice după, știu eu, după un desen, după natură. Totdeauna profesorul trebuie să scrie el pe tablă pentru ca elevul sau studentul să poată să urmărească modul în care este pornită o reacție. Din această cauză, până la urmă, trecerea către varianta online a însemnat pe undeva doar separarea de laboratorul fizic. În rest, am încercat să suplinim anumite aspecte. Ceea ce predau eu este chimie organică la anul 2, reactivitate chimică și activitate biologică la anul 4 și tehnici avansate de analize fizico-chimice la anul 1 master. Cum făceam înainte? Cursurile, PowerPoint, o tablă lângă, modele moleculare fizice, pentru ca să vadă studenții cum arată molecula sau cum se pot studia aspectele sterice, mai ales ale moleculelor. Cursurile erau interactive și atunci, în sensul că le puneam întrebări, așteptam răspunsuri, mai răspundeam eu când nu știau ei, mai scoteam la tablă
era practic un curs așa, uneori către seminar, nu totdeauna, dar când erau perioade mai grele, îi mai scoteam și la tablă. Laboratoarele se făceau direct în laborator, reactivitatea necesita o sală de calculatoare pentru că acolo se lucra pe bază de modele. La ora actuală, prezentări PowerPoint, folosim un editor de formule. Sigur că nu este tot una să scrii, e destul de greu să scrii la repezeală o reacție, dar se poate. Se poate și mai ales acest editor este un editor care este gratuit pentru utilizatorii individual, mai ales pentru studenți, pentru cadre didactice și varianta academică poate fi descărcată doar printr-o simplă înregistrare. Și ei pot să utilizeze și chiar din anul întâi și utilizează la o altă disciplină unde învață aceste lucruri. Ce ne facem cu problemele legate de modele? Și pentru asta există niște programe speciale. Se vede? Ce este aici? Da, se vede da. Demonstrația. Foarte deci este interesant. Un editor de molecule care creează niște modele. Sigur, sunt formule perspectivice, așa puțin, e o simulare de 3D. Dar ideea de bază este că se pot răsuci, se pot vedea din toate direcțiile, se pot urmări aspectele stereochimice care sunt necesare în reacțiile chimice. Și modul de lucru nu este deloc dificil. Practic pot să desenez ceva și lângă această structură. Se poate schimba și tipul de element. Se pot adăuga hidrogen la structura respectivă, se poate încerca o optimizare geometrică ca să arate cât mai apropiat de ceea ce presupunem noi că ar trebui să fie realitatea, adică lungim standard, lunghiuri standard și așa mai departe. Revenind la aceste programe, ele, cum spuneam, sunt gratuite pentru mediul academic. Cel de modelare care l-ați văzut este și gratuit oricum, deci nu numai pentru mediul academic. Eu am făcut pentru studenții din anul 4 mai ales un film cu prezentarea modului de lucru cu acest program și în felul acesta fiecare a putut să-și modeleze acasă. Deci ceea ce făceam înainte în sala de calculatoare, cu alt program, un pic mai sofisticat, dar ăla e pe bani. Am făcut un pic mai ușor acum, dar principial este același lucru. De a construi o moleculă, de a urmări aspecte sterice și energetice, merge foarte bine și cu acest program. În plus, există manualul în limba engleză. Am făcut și un rezumat așa din manual pe structura respectivă ca să se vadă cum arată. Deci am explicat fiecare meniu ce înseamnă, cum se construiesc moleculele. Deci și în film și un manual separat. Acum, sigur că lucrurile nu sunt chiar ca în realitate, pentru că una este să ții obiectul în mână și alta este să faci o modelare pe calculator. Să știți că le-am dat și o idee, nu știu cât s-au făcut-o, pentru că feedback-ul de la ei este uneori deficitar, să folosească plastilină și scobitori. E o chestie foarte simplă, se pot construi la fel de bine moleculele. Eu de la un profesor de chimie am învățat asta de mult de tot și e o metodă care merge foarte bine. Deci astea sunt programele. Aici este iarăși un screen din editorul de formule. Și cursurile online au fost interactive. Adică și cu ei discutam, dar întâmpin aceeași problemă. Sunt câțiva, 4, 5, 6 în cel mai bun caz, cu care pot discuta. Restul sunt destul de inerți. Și cred că așteaptă, de fapt, răspunsurile ca să le noteze și să le învețe după aceea. Mai este încă o sursă foarte interesantă pentru programe. Asta este de-a dreptul
excelentă, sper că se vede. Este ChemTube 3D, este iarăși un site cu acces liber pentru partea didactică a chimiei. Nu sunt lucruri extrem de savante, dar au niște facilități deosebite. Se pot învăța lucruri și mai ales se pot vedea reacțiile chimice, cum se desfășoară, adică cu ruperi de legătură, cu formări de legătură, se deschide o fereastră, aici este reacția care are loc, se poate deschide acest panou de control care apare aici și atunci dacă pentru fiecare etapă care este marcată aici, este descris, dacă dăm de exemplu play once, se vede foarte bine cum se formează o legătură și se rupe alta. În cazul ăsta a fost legarea unui proton de un oxigen din gruparea nitro. Mergem mai departe, selectăm celălalt pachet de reacții și se rupe apa din structura respectivă și rămâne reactantul principal. Dacă mergem mai departe, este interacțiunea reactantului cu substratul și iarăși formarea legăturii, după care mergem mai departe și se rupe legătura și se formează compusul final. Este într-adevăr foarte util acest aspect, pentru că în alt fel nici nu putem să reprezentăm. Sigur, linii punctate pe tablă, dar asta se poate relua de mai multe ori. Play back and forth, loop animation, sunt foarte bune pentru că, practic, se poate relua de mai multe ori și atunci studentul, elevul, poate să înțeleagă foarte bine. Sunt foarte multe lucruri aici. A-level este mai simplu, conține date mai simple, cred că merge și la nivelul de liceu, să se facă. Celelalte unele sunt mai complicate, pentru că și la facultate se fac ceva mai multe despre reactivitate. Deci cam astea au fost problemele. Lucrările de laborator la chimie organică primeau referatele online, adică ceea ce trebuie să facă, trebuiau să le învețe, se dădea test la începutul laboratorului, test online, prezentarea lucrării într-un film, iar urmau discuții referitoare la ceea ce trebuia să rezulte în lucrarea respectivă, iar în final, pentru că orice reacție, orice laborator de organică trebuie să se încheie cu un tabel de reactanți, cu ce s-a lucrat, ce a intrat, ce a ieșit din reacție, fiecare primește alte date inițiale de intrare și trebuie să calculeze randamente, cantități, rezultate și așa mai departe, ceea ce face ca fiecare să lucreze singur până la urmă. Sau, mă rog, așa ne imaginăm noi că lucrează singur. Pentru celelalte tipuri de discipline pe care le-am avut, reactivitate chimică, reactivitate biologică, se putea face lucru simultan în Avogadro, ca și când am fi într-o sală de calculatoare, ceea ce era e bine până la urmă. Iar la tehnici avansate s-au făcut filme, discuții pe spectre individuale și prezentarea aparatului de laborator. Cam asta este despre discipline. Am să las pe colega mea să discute mai mult partea de examinare, așa cum a făcut-o ea. Eu aș vrea numai să mai amintesc aspectele legate de examenul de licență și de dizertație. Facultatea de chimie industrială dă licența în două etape. Este acea licență care înainte era scrisă și licența care însemna, de fapt, susținerea proiectului de diplomă. La licența scrisă a trebuit să renunțăm în forma asta, dar examenul se desfășura oral. Și atunci, din acea culegere de probleme pe care o au studenții, sigur, primeau una, două, trei, până la cinci întrebări, în funcție de câți membri sunt în comisie, la care ei trebuiau să răspundă. Să nu vă imaginați că au fost note de 10 foarte multe la aceste răspunsuri. Unele erau chiar bune, dar sunt, da, nu cred că este varianta cea mai bună. Pe de altă parte, ca să dăm un test tip grilă pentru așa ceva, trebuie să anunțăm cu un an înainte, pentru că
așa este regulamentat, sau cel puțin 6 luni, ori la vremea respectivă n-am avut timp să facem așa ceva și a trebuit să ne adaptăm cumva. Iar susținerea este relativ simplă, s-a făcut pur și simplu online, așa cum eu fac acum prezentarea, făceau și studenții prezentarea. Sigur că dezavantajul este că dacă ar fi în sală, poate că el ar fi mult mai, poate mai, și-ar explica mai clar ce a vrut să facă. Așa, tendința este să citească și la mult se vede acest lucru. Au un PowerPoint pe care îl vedem și noi, îl văd și ei, și în felul acesta e o lectură. Dar, sigur, pe baza întrebărilor ne putem face o imagine despre ceea ce știe studentul, așa că nota nu se rezumă numai la PowerPoint-ul care a fost prezentat. Bun, eu vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat până acum. Sper că am fost destul de explicit și o rog pe colega mea, doamna prodecan Carmen Unteanu, să continue. Da, mulțumim mult de tot, doamna Cornelia Munteanu, care este prodecan la Facultatea de Chimie și Inginerie Industrială și care este chimie industrială și ingineria mediului și care vine din, să zicem, dintr-o zonă nu chiar de chimie organică sau anorganică, ci din partea de inginerie mai mult a acestui domeniu. Vă rog frumos să vă deschideți microfonul. Da, bună ziua, scuze, am un mouse care mai dă rateuri din când în când. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și pentru ocazia de a prezenta experiența noastră. Sperăm să fie utilă și altor persoane care urmăresc aceste prezentări. Eu, pentru partea de ce a fost înainte, n-am pregătit foarte multe lucruri, pentru că le-a spus colegul meu. În mare, am mers pe același sistem, în sensul că am avut cursuri referate de laborator în format electronic, PDF-uri, doar că le trimiteam șefului de an pe e-mail și el le distribuia colegilor mai departe. Iar la curs, fiind având o disciplină în care și eu am foarte multe relații, foarte multe calcule și mai inginer fiind, am preferat să scriu pe tablă. Deci mie îmi lipsește în momentul de față extraordinar de mult tabla. Sunt obișnuită să acopăr, să șterg de 10 ori, poate în timpul unui curs de 2 ore, 4 table. Încep pe una, termin pe a patra și o iau de la început. Vreau să vă spun că pe lângă scris pe tablă, cursuri referate de laborator în format PDF, bineînțeles studenții în laborator întotdeauna lucrau experimental și foarte mult individual, pentru că întotdeauna am fost de părere că în chimie experimentul decide până la urmă și chimia se învață nu numai citind, ci lucrând și în laborator. Dădeam teste, așa exact cum a spus colegul la începutul laboratorului, pe care în acest moment nu le mai prea putem da, le dăm mai la sfârșit, și lucrau, își făceau calculele și la sfârșit trebuiau să predea un referat cu calculele, cu noțiunile teoretice, cu discuții, cu tot ce era. Foloseam și noi totuși niște mijloace, chiar dacă nu prezentări PowerPoint, foloseam niște mijloace puțin altfel. Eu o să vă arăt, nu face parte din prezentare, n-am introdus că nu puteam să rulez din prezentare, să văd dacă mai am deschis. Da, mai am. Este vorba despre un pachet de programe realizat acum 10 ani, finisat, dar este realizat de profesorul și mentorul meu de la grupul de discipline, care mi-a fost mie profesor și după aceea a fost profesor consultant și am lucrat foarte mult împreună. Dânsul a fost foarte pasionat de programare. La 60 de ani înainte de pensionare s-a dus la centrul de calcul și a învățat programare. Este un pachet de programe pentru una din disciplinele pe care le predau. Este pentru anul întâi, care este acum în facultate. Pentru anul 2 am alt pachet de programe, dar stând pe lângă dânsul și depanând programele, am învățat și eu puțin și mi-a folosit, o să vă arăt unde. Sunt pe toate capitolele pe care le predau eu. Bine, avem variante grafice, variante numerice. Ce este foarte frumos, numai că eu aici am imagini, trebuie să aleg. Avem o bază de date foarte, foarte extinsă, luată din multe cărți de obicei. Cei în chimie de multe ori avem nevoie de o constantă pe care o căutăm și nu o găsim.
Și atunci am introdus în baza de date acele constante și în aceste programe, introducând mai departe niște valori, apar curbe, apar calcule, rezultate de calcule care le pot folosi studenților. Din păcate, mie aici controlul de la, am reușit, de la share screen, îmi acoperă niște comenzi, dar am reușit să le pun la loc, de exemplu, niște curbe, mai departe, ce știu, introduc o valoare de pH și dau să calculeze niște parametri. Bun, deci am folosit foarte mult aceste programe și programele respective erau puse la dispoziția studenților, cartea se găsea la bibliotecă, un pachet, pachetul însoțea cartea și ajuta la rezolvarea aplicațiilor numerice, era pus la dispoziția studenților, gratis, evident, fiecare, dacă dorea, venea cu un stick și îl dădea în programele. Le ajuta în pregătirea ulterioară. Ok, și acum o să trec la prezentarea propriu-zisă. Numai o clipă să mi-o deschid, că am deschis aici foarte multe ferestre. Da. Deci prezentarea PowerPoint, în care o să vă arăt ce fac în acest moment, ce am putut să aplic din ceea ce am făcut în anii trecuți și ce alte abilități mi-a oferit pandemia. Dar nu vreau să vă spun în primul rând că am lucrat foarte mult cu campusul virtual. În momentul în care studenții au trebuit să plece acasă, am avut câteva momente de dezorientare cu colega, am o colegă la disciplină cu care lucrez foarte bine, deci de fapt un grup de disciplină și mai avem alte două doamne care fac parte din personalul didactic auxiliar, care de asemenea s-au implicat și ne-au ajutat foarte mult. Deci, ce ne facem noi acum? În moment în care ne-am adus aminte că prin 2012 am beneficiat, am fost membri într-un grup țint al unui proiect post-dru la Didatec și ne-am adus aminte că am învățat acolo niște lucruri pe care timp de 8 ani, practic, nu le-am mai folosit, dar am intrat în campusul virtual și ni s-a luminat totul în față. Imediat ne-am adus aminte tot ce am făcut, că am pregătit, am încărcat fișiere PDF, am pregătit pagină web, am pus filmulețe, am făcut teste grilă, tot felul de lucruri. Da, doamna Andone este una dintre persoanele căreia îi datorăm faptul că noi ne-am descurcat mult mai bine decât alți colegi și mai rapid și am avut ocazia să învățăm și pe alți colegi. Ce a trebuit să învățăm nou a fost să lucrăm cu Zoom-ul, dar asta a fost chiar o chestiune extrem de simplă. Și în momentul respectiv am avut și, nu știu, ghinionul sau poate a fost norocul că ne-a nimerit pandemia într-un semestru în care noi avem foarte multe ore de semestru, 2 la noi este foarte aglomerat și practic am fost nevoite să intrăm pe pilot automat. Și în momentul în care am intrat pe pilot automat, deci alternativ, filmări în laborator, încărcări, am mai refăcut unele filmulețe, că acolo le-am făcut cu telefoanele noastre și nu suntem foarte specialiste, nu stăm toată ziua să filmăm și să pozăm. Am mai refăcut filmulețe, dar eu zic și cel puțin din partea studenților am avut un feedback pozitiv. Pentru că, din păcate, dacă nu ajungeau să pună ei mâna, am făcut noi toate experimentele și, de curiozitate, când am pregătit prezentarea, am numărat într-un singur experiment, la o singură lucrare de laborator, am avut 32 de filme încărcate, clipuri, nu foarte lungi, pentru că ideea este, la fiecare operație pe care o faci, este să și dai filmul. Dacă le explici înainte 5 minute și le-ai pus un film de 10 minute, ajung să piardă șirul. Deci trebuie câte puțin, cum spunem noi, cu lingurița.
Și atunci, în această prezentare, eu doar am introdus niște print screen-uri din campusul virtual, ce am făcut noi, și doar vi le enumăr. Acum nu vă pot pune filmele, sunt foarte frumoase în chimie, sunt foarte colorate, sunt foarte interesante, merg din campusul virtual, evident. Deci, la curs, ce am făcut? Ca și până acum, am folosit acele fișiere PDF care conțin baza cursului, dar la fiecare fișier PDF am asociat o pagină web în care, în partea de curs, am introdus de obicei filme de pe YouTube. Dacă era vorba de aparate pentru diverse analize chimice, am găsit filme în care se explică, sau animații foarte frumoase, cum am de exemplu aici, este un print screen dintr-o pagină web, pe lângă ce este scris desenele din curs, avem animații foarte frumoase, am găsit, care explică principiul tehnicii respective de analiză. Foarte frumos, și studenții înțeleg mai ușor aceste lucruri. La laborator am făcut tot așa, au avut referat PDF, ce le dădeam și înainte de pandemie, dar au avut lucrare experimentală cu filmele și cu pozele făcute de noi în laborator, pe care le-am explicat, au pus întrebări, le-am pus și noi întrebări să vedem dacă au înțeles. Am repetat anumite operații, filmulețe să vadă, și bineînțeles au fost la dispoziția lor să mai studieze și în acel timp de lucru individual să înțeleagă mai bine principiile metode respective. După care au avut de încărcat referate de tip lucrare. Adică au scris referatul pe foi, le-au fotografiat, le-au transformat în PDF, le-au încărcat. De asemenea, le-am mai dat teme, tot în stilul acesta, cu încărcat tip lucrare scrisă și încărcată în campus. Bineînțeles, noi le-am corectat și au primit și feedback. Și am mai pus aici un slide în care se văd două filmulețe, sunt filmulețele, nu le pot rula, dar și fotografii cu ceea ce trebuie să obțină după ce execută. Vreau să spun că în momentul acesta, în acest semestru, vă spunea colegul meu, Mihai Medeleanu, că i-am avut pe cei din anul întâi, poza este dintr-una din lucrările lor, i-am avut față în față, era prevăzut să avem 4 săptămâni în laboratoare, din păcate au fost doar primele 2, că după aceea am intrat în Timișoara în carantină, și ei au folosit, noi lucram cu ei cu o zi înainte de a veni fizic în laborator, vedeam filmulețele, le explicam ce au de făcut și veneau a doua zi, și dacă nu își aminteau exact sau nu aveau notat ce trebuie făcut la fiecare experiment, foloseau pe post de tutorial, intrau în campus și vizionau filmulețul să vadă cum trebuie lucrat și ce anume trebuie să obțină. Ca să ajung la evaluare, că a rămas la mine evaluarea, în primul rând, aici am pus, este de aproape un an, deci din semestru 2 al anului trecut, în prima fază am început cu evaluarea cu lucrare scrisă. Bineînțeles, un anumit timp, prin videoconferință, aici este un exemplu de la un examen unde am avut 3 subiecte și atunci am preferat să generăm 2 videoconferințe, erau anunțați prin campusul virtual la ce oră începe, se deschide fiecare subiect, se deschideau subiectele într-un fișier PDF, după care lucrarea scrisă, pozată, PDF încărcată. Aici a apărut o problemă, pentru că era destul de greu pentru ei, deși nu aveau decât o pagină, maxim o pagină jumătate pe subiect, tot timpul aveau probleme, că nu pot să pozez, că lucrează camera mea greu, că durează 10 minute până încarc. Într-un timp au mai tras ei de timp să ajungă să termine, ne-au mai dus cu zăhărelul, că nu eram noi foarte pricepute, am zis că ei sunt mai pricepuți, deși am avut surprize. În multe cazuri s-a întâmplat să ne descurcăm noi mai bine cu instrumentele digitale decât studenții. Și mi-am instalat și o aplicație din asta de pozat și scanat și am constatat că 2 pagini le scanez, le fac PDF, ajustez contrast și luminozitate și le trimit într-un minut.
Da? Deci nu în 10 minute. Bun, și a mai apărut o problemă pentru că am primit încărcate din grabă lucrări de calitate extrem de proastă și extrem de dificil de corectat. Și după un semestru de lucru online mi-au sărit dioptriile cu aproape 2 la fiecare ochi. Da, așa că am trecut, însă am păstrat totuși pentru referate de laborator și teme în care să-i verificăm că știu să fac acele calcule și și-au însușit principiile, am păstrat lucrare scrisă. Doar că acolo au puțin mai mult timp să încarce și nu se grăbesc ca la examen să ne dea poze de proastă calitate. Următorul pas l-am făcut în acest an universitar. E vorba de semestru, aici este un examen, dar de semestru întâi, în care am trecut la teste online. Da? Deci este de tip test, evaluare de tip test și în prima fază v-am făcut un print screen cum arată în partea de setare a testului. Am dat doar întrebări din acelea cu variante multiple de răspuns, cu alegere multiplă, din care una este corectă la noi, inclusiv aplicațiile numerice. Nu mi-a plăcut. Deci mie nu place să, deși se mai practică să dai mai multe, inclusiv la aplicații numerice cu alegere multiplă, și am făcut pasul următor. Sincer, m-am chinuit vreo 2 zile, nu mi-amintesc exact dacă la Didatec am învățat, dar poate că am uitat și oricum nu-i chiar așa de simplu de setat și am trecut la alegere multiplă plus întrebări de tip calculat. Am dat vreo 6, este un test cu 10 întrebări, un test de laborator, 6 sunt cu alegere multiplă, cele să spunem de teorie, că nu, de fapt fiind test de laborator sunt din experimentele lor. Am dat de tip calculat, vă spuneam, am stat 2 zile, am citit toate documentele Moodle pe care pagina Campus Virtual le oferă, mi-am găsit formulele, mi-am mai adus eu aminte de la Visual Basic cum se scriu acele formule, și avantajul acestor tip de aplicație numerică este că poți să ai un parametru, aici eu l-am notat cu I, pentru care fiecare student să primească o altă valoare. Și atunci, în căsuța în care introduc rezultatele, evident, trebuie să introducă fiecare valoare obținută de el și am avut posibilitatea, nu eu, că nu eu am fost vinovată, campusul i-a taxat și pentru unitățile de măsură. Vin de la o disciplină la care lucru cu unitățile de măsură și transformări, multipli, submultipli, cu volume, cu mase, lucrăm în principal în analiza chimică, este esențial. Nu reușesc nici cum să-i conving să pună unități de măsură unde este cazul. La față în față mai întreb eu, e crocodil sau e elefant ce ai obținut acolo? Da, trebuie grame sau mililitri sau ciofiei. Da, deci așa arată, bun, am folosit teste de genul ăsta cu una, două sau chiar cu 3 mărimi variabile. Și așa arată, de exemplu, una dintre formulele de calcul. Nu e greu de scris, totul e să găsești unele funcții le știam, altele sunt puțin altfel în Moodle decât în ce am mai folosit eu. Veșnic am avut probleme cu parantezele, da? Niciodată nu pun câte paranteze trebuie și îmi dă eroare, dar și mai sunt tot felul de parametri care trebuie setați, dar în momentul de față am ales, asta cred că e varianta cea mai bună, mai găsesc eu, tot timpul schimb câte ceva că mă plictisesc. Deci pandemia până la urmă m-a ajutat să-mi îmbunătățesc și eu abilitățile și a fost un lucru bun dintr-un anumit punct de vedere. Deci, deoarece totuși considerăm că lucrul în laborator pentru chimiști cel puțin este esențial și îi așteptăm, dar voi folosi și în continuare tot ce am în campus, nu mai trebuie să le trimit pe e-mail, au tutorialele, nu mai trebuie să vină la mine, doamna profesoară, de acu ce fac? Păi uită-te că scrie în modul de lucru. Păi da, dar n-am fost sigur. Atunci uită-te pe filmuleț, că filmulețul îți și arată. Evident că suntem acolo să-i ajutăm și vom face asta și în continuare. Vă mulțumesc!
Mulțumesc și eu mult de tot. Îmi cer scuze pentru că am intervenit. Ca să știe toată lumea, noi avem așa, cum să zic, o înțelegere în principiu de 15 minute de facultate, care de fiecare dată nu se respecte. E o țintă pe care ne propunem, dar asta este. Eu vreau doar să remarc două lucruri și pe restul le vom discuta și după prezentare. Mulțumesc domnului profesor, domnului conferențiar Medeleanu că a prezentat atât de bine exemplele și de 3D și de utilizarea resurselor educaționale deschise și mă bucur foarte mult că doamna Munteanu și-a adus aminte de proiectul Didate, care într-adevăr noi l-am considerat un proiect vital. Ne-a părut foarte rău că nu am reușit să-l derulăm. E o poveste poate pentru altă dată, cum proiecte foarte bune din motive birocratice care nu țin de universitățile care l-au derulat, ci de organismele ministerului și ale ARACIS-ului, ajung să fie împotmolite și să nu poată fi derulate după ce se termină durata programului, dar cumva le-am tot derulat pentru că am ținut toate cursurile vii și active pe campusul virtual și făceam de două ori pe an cel puțin sesiuni de training pe acest subiect și uite că așa se văd rezultatele. Deci, unul dintre... Niciodată nu știi cum te pregătești mai bine pentru ceea ce urmează. Vă mulțumesc foarte mult. Aveți întrebări în Q&A și vă rog să răspundeți la ele. A răspuns, cred că, deja domnul Medeleanu. Vom merge acum la o facultate, la Facultatea de Științe ale Comunicării, unde, cum am spus la început, cei mai mulți dintre profesori, dintre cadrele didactice, aveau deja acces la campusul virtual, aveau experiență de utilizare a campusului virtual, știau cum să deruleze activitățile la distanță, pentru că există o specializare de comunicare și relații publice în învățământ la distanță. Acest lucru nu a însemnat că a fost mai ușor pentru ei sau mai facil pentru ei sau pentru studenții lor. Poate că studenții de la master le-a fost facil pentru că aproape toți studenții de la master de la această facultate erau și funcționau bine pe campusul virtual și era un fel de blended learning acolo. Și așa îmi vine deosebită plăcere să-l prezint mai întâi pe domnul ăsta, nu încep cu doamna de data asta, pe domnul conferențiar, doctor inginer Gabriel Mugurel Dragomir, care este directorul departamentului de pregătire a personalului didactic, DPPD. De fiecare dată ezit dacă e pregătire sau personal didactic mai la început, dar care are o activitate foarte intensă în zona departamentului de comunicare. Și tot așa pe doamna conferențiar, doctor Ana Maria Chieni, care vine de la Departamentul de Comunicare și Limbi Străine, dar care este mult mai implicată pe zona de traductologie și interpretare. Vă prezenta din nou împreună și vă doresc succes. Da, bună ziua, bună seara, mulțumim pentru invitație. Salutăm pe toți invitații care sunt în direct cu noi. Acum, cu lista asta de vorbitori care sunt aici, mă gândeam la efectul de comunicare și efectul de recență. Dintr-o listă de vorbitori, primii și ultimii sunt cei mai ascultați. De data asta am avut bafta să pic la mijloc printre vorbitori și mă gândeam ce ar trebui să le spun eu celor din auditoriu ca să atragă atenția. Mă rog, Bernard Shaw avea o obicei să spună celor care țineau un cuvânt că în primele 5 minute din discurs să rostești cuvântul pipi ca să atragi atenția. Acum l-a rostit și eu și poate că va atrage atenția, schimb cumva dominanta. Pe de altă parte mă gândeam la Zoe Dumitrescu Bușulenga, care știți că s-a călugărit în ultimii ani ai vieții și deși ajunsese academician și era o foarte bună scriitoare și un bun vorbitor, de fiecare dată când ajungea în fața unui auditoriu, îi bătea inima cu putere și spunea că niciodată nu poate să fie altfel. E, de data asta, acum mă asemăn doar la acest capitol, mă asemăn cu doamna Zoe Dumitrescu Bușulenga, la capitolul emoții. Acum, la prezentare, o să vedem ce notă să ne dați la final. Acum, noi ne-am pregătit puțin atipic, noi suntem o facultate de științe ale comunicării, și într-o universitate cu profil tehnic dominant, noi suntem așa un mărgăritar. Și ca să fim atipici până la final, ne-am gândit să facem lucrurile din perspectiva mai multor colegi
care au fost invitați să răspundă la câteva întrebări, întrebări sugerate chiar de Centrul de e-learning și de doamna director Andone, Diana. Și înainte de a răspunde la întrebări, mi s-a părut important, având în vedere că o să prezint chiar și rezultatele unui cercetări pe care am făcut-o în rândul studenților anul trecut după sesiunea de vară, să facem o mică diferență între educația online și educația aceasta de tip predare de urgență la distanță, la care am fost obligați să facem față cu toții. În sensul în care a trebuit să ne adaptăm atât cadre didactice cât și studenți cu tehnică, cu instrumente online de predare. Câteodată ne-a ieșit, câteodată am reușit, poate câteodată nu am reușit. La studenți lucrurile poate au fost mai dificile, nu toți erau pregătiți pentru acest învățământ derulat la distanță, online, poate că nici în ziua de astăzi unii n-au reușit să dobândească toate tehnicile necesare. Acum, legat de modul de derulare a cursurilor în online, vă spuneam că noi am făcut un sondaj în rândul colegilor pentru a sintetiza cumva activitățile tuturor, nu numai ale noastre. Într-adevăr, cursurile s-au desfășurat prin intermediul campusului virtual și prin intermediul platformei sau de comunicare Zoom. În semestrul al doilea al anului trecut, lucrurile au fost puțin mai dificile pentru că a presupus o acomodare, cumva spus, de urgență, atât a profesorilor cât și a studenților. Nu vă ascund faptul că în primele două săptămâni, chiar după 15 martie până în 30 martie, cadrele didactice din Politehnică erau trăinuite de către colegii de la Centrul de e-learning, în special de doamna Andone, și în particular în grupuri mici, să știți că studiam și noi modalitatea de a relaționa cu studenții. Deci a fost o perioadă de căutări și pentru noi. Lucrurile s-au schimbat în semestrul întâi al anului acesta universitar, pentru că ne-am mai experimentat și noi. De asemenea, mulți colegi au spus că au beneficiat de feedback-ul permanent din partea studenților de comunicarea pe care au avut-o și chiar studenții au venit cu îmbunătățirea a desfășura mai bine cumva lucrurile în online. De asemenea, ce ne-au mai spus colegii noștri, că atât ei cât și studenții poate că au văzut în varianta online o chestiune mult mai comodă. Nu au mai trebuit să se deplaseze la facultate, nu au mai consumat timp pe drum. De asemenea, un lucru neplăcut și sunt convins că și preuniversitar lucrurile s-au întâmplat oarecum la fel, doar 2-3 studenți au avut camerele pornite și era sentimentul ăsta de comunicare unilaterală sau că vorbești la radio. De asemenea, absența comunicării non-verbale a diminuat feedback-ul acesta, pentru că în activitatea directă știm că noi comunicăm non-verbal și paraverbal. Ori în momentul în care n-ai nici camera de luat vederi pornită, nici măcar nu mai vezi nici capul candidatului, ca într-un interviu, deja lucrurile devin puțin mai complicate. Și atunci, bineînțeles, că accentul pe paraverbal, pe intonație, pe ton, pe ritmul vorbirii, chiar și pe respirație, cumva trebuie pus accentul în direcția asta. Cursurile în online au fost văzute de către unii colegi ca o soluție de avarii. Acum, colegii de la Facultatea de Chimie, eu îi admir și pe ceilalți colegi pe domeniul tehnic, fiecare își folosesc niște softuri specializate. Am rămas plăcut surprins de ce ne-au prezentat colegii de la Facultatea de Chimie. Acum, noi avem și noi pe ale noastre, poate nu sunt cele mai spectaculoase, dar nouă ne-au fost utile. Pe lângă campusul virtual și platforma Zoom, clasicul e-mail WhatsApp, am avut, de exemplu, Canva, tutoriale de YouTube, WordPress-ul, Adobe Spark sau YouTube sau Netflix Party sau Photoshop sau Trado sau Lightroom sau Darktable și clasicul program de prelucrare a datelor pentru științe sociale, SPSS-ul. Evident că toate acestea au fost adaptate în funcție de cursuri. Acum, legat de modul de a face lucrurile mai atractiv în online, având diminuată cumva această parte de comunicare, toți colegii au încercat să se adapteze. Fie au folosit bibliografie, le-au dat o mai mare libertate cumva studenților și de a se documenta și de a-și alege proiectele. Au făcut și la noi prezentări sincron, asincron, temele în online, discuțiile pe Zoom.
De asemenea, au folosit clasicele PowerPoint sau Prezi, tot felul de site-uri relevante, dar fiind un specific de comunicare, bineînțeles că problematizarea a fost și ea la ordinea zilei. De asemenea, s-au dat multe exemple practice, teme individuale de lucru în echipă, în echipe mici și prezentarea concluziilor în plen. De asemenea, prin facilitățile aplicației Zoom am putut lucra pe echipe. De asemenea, trebuie să menționez că și în partea aceasta de pregătirea personalului didactic, pe zona aceasta de online, toate colegele mele au beneficiat de aceste facilități și am lucrat de multe ori și pentru studenți și în variantele de post-universitar, breakout room-ul a fost folosit frecvent. De asemenea, colegii de la comunicare în special au avut invitați speciali și n-au mai avut problema aceasta cu invitații care trebuiau să se deplaseze în clădirea facultății și puteau să facă de la locurile lor de muncă sau de acasă, în care au intervenit în mod direct în timpul cursurilor. Bineînțeles, s-au prezentat și materiale video, s-au consultat și resurse clasice. De asemenea, am avut foarte multe proiecte aplicative. Acum, legat de proiectele aplicative, să nu se creadă că dacă noi am fi fost la facultate, nu făceam parte aplicativă. Numai că accentul de data aceasta s-a pus pe zona asta și fiecare cumva s-a gândit la mai multe variante aplicative decât o făcea în mod uzual. S-au folosit și fișe de lucru, și filmulețe de profil, și prezentări verbale. Ba chiar mai mult aici pot să vă spun și din experiența proprie că atunci când au fost organizate conferințe online, de data aceasta a fost mai ușor să invităm anumiți studenți alături de cadre didactice să participe și ei la aceste conferințe. Prin specificul profesiei s-au putut construi și bloguri, de asemenea diverse conținuturi video, de exemplu la instruire asistată de calculator, studenții sunt învățați pentru a folosi și instruire și în activitatea lor uzuală să creeze diverse pachete din acestea de instruire în online. Ce au mai folosit colegii noștri? Documentul ori pe post de tablă. L-au partajat cu studenții, share screen în paralel cu suportul de curs. Nu mai vorbim acum de materialele încărcate pe campusul virtual. După cum ne spunea și doamna Andone, noi utilizam acest campus virtual înainte și pentru partea de pregătire didactică și pentru partea de master de media digitală, dar și pentru partea de învățământ la distanță la specializarea comunicare relații publice. Cred că foarte puține cadre didactice care chiar nu utilizaseră campusul virtual anterior începerii perioadei acestea de restricții și de distanțare. Greutatea la noi a fost cumva de a-i scoate pe studenți din această, să zicem, acalmie pe care o aveau ei, pentru că vă dați seama că stând acasă cu camera închisă, mulți poate că stăteau în pat sau alții care stăteau și la locurile de muncă, trebuia să dezvolți cumva o interacțiune cu ei pe care și-o doreau pe de altă parte, dar trebuia să construiești aceste lucruri. Pentru asta au folosit, mă rog, întrebări frontale sau filmulețe, quiz-uri la care trebuiau să răspundă studenții în timpul prezentărilor. Acum, eu am făcut o trecere în revistă cumva a răspunsurilor pe care le-au dat colegii. Am făcut o selecție a lor. O invit pe colega mea, Ana Maria Chieni, să prezinte proiecte pe care care au fost dezvoltate cu studenții. Ana Maria, te rog. Mulțumesc, Mugur. Ok, se vede ecranul, nu? Încă a rămas. Bun. Da, deci noi ne-am adaptat, după cum spuneau și colegii mei, destul de bine, zic eu, predării online, datorită faptului că eram deja familiarizați cu campusul virtual. Așadar, în ceea ce privește partea foarte practică pe care o desfășoară studenții în cadrul Facultății de Științe ale Comunicării, după cum probabil știți, avem foarte, foarte multe evenimente cu studenții noștri la ambele specializări, atât comunicare și relații publice și traducere și interpretare. Practic, toate acestea au putut fi transferate în proporție foarte mare în mediul online. Ca de obicei, ca în fiecare an, s-au desfășurat workshop-uri și seminarele științifice semestriale, de exemplu din domeniile
traducere, traducere tehnică, economică, management terminologic, documentare în traducere și așa mai departe. Proiectele și portofoliile de comunicare și traducere pe care le realizează studenții pe parcursul anului, de exemplu, diferite produse de comunicare și de PR sau EPR, campanii publicitare, proiecte de traducere, glosare terminologice, toate acestea au fost realizate de către studenți, au fost încărcate pe campus și în unele cazuri au fost și prezentate în plen colegilor și cadrelor didactice. De asemenea, studenții de la comunicare și relații publice organizează în fiecare an un eveniment de amploare. Studenții îl organizează integral ca parte a unei discipline. Anul acesta s-a adaptat foarte bine mediului online, organizând evenimentul Zoom Z de poezie antipandemie, care practic a fost primul eveniment online în versuri, cu foarte mare succes la public. Totodată au elaborat, ca de obicei, chestionare, au realizat baze de date, au realizat tot felul de proiecte de cercetare, mini-proiecte științifice care simulau lucrarea de licență. Au fost organizate întâlniri profesionale. De exemplu, am avut invitați din mediul profesional la cursuri. Practic, toate activitățile pe care le derulam în mod uzual cu studenții au fost transferate cu succes, spunem noi, în mediul online. În ceea ce privește evaluarea studenților și metodele de evaluare utilizate, aici mărturisesc că anul trecut, pe vremea asta, ne făceam foarte mari griji cu privire la examene. Cum se vor desfășura examenele, evident, având în minte cum putem face să evităm trișatul, să-i spun frumos. Astfel că multe cadre didactice au optat pentru înlocuirea examenelor scrise cu evaluarea prin tot felul de proiecte și referate, prin care, evident, studenții să demonstreze că dețin cunoștințele și competențele dobândite în cadrul disciplinei respective. Anul acesta lucrurile deja au fost mult mai ușoare în ceea ce privește evaluarea. Mulți colegi au dat examene scrise în format clasic, să-i spun așa, pe hârtie, cu fotografierea lucrării de examen și urcarea pe campus, evident, conectați fiind în același timp și pe Zoom, cu camerele pornite. Examenul în sine n-a mai fost o problemă, pentru că foarte mulți ne-am dat seama că putem foarte ușor crea subiecte de creație sau să dăm examene de tip open book, în care studenții nu mai au ocazia să trișeze. Evident, într-un timp limită, n-au mai fost probleme. Unii colegi au optat pentru examenul oral, pentru colocviu interactiv. Alți colegi au încercat acele teste de pe campusul virtual, cum povestea și doamna Muntean de la chimie. Am încercat mai multe variante și noi. Multiple choice, alegere multiplă, sau cum se numește, variantă scurtă de răspuns, etc. Evident, fiecare cadru didactic și-a dat seama în timp ce merge și ce nu merge așa bine. Activitatea pe parcurs a fost evaluată prin teme, tot felul de proiecte, portofolii de activitate, referate, contribuții pe blog, încărcate pe campusul virtual. Și pe de cealaltă parte, studenții au fost evaluați și în timpul orei prin calitatea și cantitatea intervențiilor la ore. Aici, după cum menționa și colegul meu Mugur, a fost o adevărată provocare, mai ales în semestrul trecut, când nimeni nu știa clar ce se întâmplă. A fost o provocare să îi vedem pe studenți, să îi facem să interacționeze, dar până la urmă cred că am reușit să-i motivăm pe mare parte dintre ei să participe și la aceste ore. Chiar dacă nu cu camera deschisă, dar vedeam că sunt acolo, vedeam că ridică mâna virtual, evident, că doresc să participe și sunt totuși atenți și interesați de ce se discută.
Tot aici la evaluare aș aduce și eu un pic discuția spre licență, deoarece, mai ales la specializarea traducere și interpretare, deoarece examenul de licență la TI este destul de complex. Noi încă avem o probă de evaluare a cunoștințelor, care constă practic din 4 subprobe. Avem o probă scrisă de traducere și comentariu asupra traducerii în limba engleză, o altă probă scrisă, la fel, de traducere și comentariu, analiză, în limba franceză, respectiv germană, și apoi o probă orală de interpretare consecutivă la limba engleză și interpretare la vedere la limba franceză sau germană. Vă dați seama ce emoții am avut, cum se va desfășura, cum vom putea da examenul în online. Eu recunosc că la început am votat pentru examenul față în față, să aducem studenții la școală. Noroc că acest lucru n-a fost posibil. De ce zic noroc? Pentru că în final am observat cu organizare foarte bună, cu elaborarea unei proceduri foarte clare, că totul s-a desfășurat foarte bine. Am organizat și două simulări înainte de acest examen de licență, în care am liniștit studenții și au dat și ei seama că totul s-au familiarizat cu structura, disciplinei, licență pe campusul virtual, au știut exact ce, unde să urce, așa că examenul în final s-a desfășurat în condiții foarte bune și fără absolut nici o problemă. Cred că în continuare colegul meu, Mugur Dragomir, va vorbi despre procesul acesta de evaluare din perspectiva studenților de data aceasta. Da, mulțumesc, Ana Maria, sper că mă aud. Cu permisiunea gazdei noastre, n-am să vă rețin foarte mult, câteva minute doar. Nu e vorba doar de rezultate, ci este vorba de două metode de cercetare și de tehnicile aferente pe care studenții le învață la comunicare și relații publice, la o disciplină pe care o țin eu. E vorba de sondajul de opinie, pe de o parte, și chestionarul pe care îl folosesc în acest sondaj, respectiv interviurile de grup sau interviuri individuale. E bine, după perioada de sesiune de vară, am făcut un sondaj împreună cu studenții care erau în practică la comunicare și relații publice, în rândul studenților din Politehnică, deci era cumva exact proaspăt situația, s-a desfășurat studiul acesta între 15 și 30 iulie 2020, am avut 345 de respondenți, o marjă de eroare undeva la 5%, iar după aceea am avut, pe lângă interpretarea pe care am făcut-o noi sondajului, am avut și un interviu de grup cu 9 dintre studenți pentru a interpreta rezultatele ei. Repet, asta făcea parte din activitatea lor practică. Și acum am să spicuiesc câteva răspunsuri. De exemplu, la prima întrebare era o întrebare deschisă, 3 cuvinte, 3 propoziții, cum ar descrie ei activitatea de evaluare în ultima perioadă. Online, timp, evaluări, examene, multe, dificil, subiecte, adică un amestec de răspunsuri. Rezultatele ar putea să însemne la o primă lectură că a fost un haos, o neclaritate. Dar dacă privim lucrurile și din perspectiva altor răspunsuri, și din perspectiva perioadei, trebuie să ne gândim că a fost o perioadă care a presupus schimbări pentru toată lumea. Toți actorii sociali din educație erau bulversați, nu se știa durata, nu știam folosi poate toate instrumentele și nici studenții. De asemenea, un student a dat o explicație interesantă, a zis, domne, probabil că cei care au răspuns se simțeau frustrați de situația lor și de faptul că sunt întrebați în legătură cu acest lucru. N-am să citesc tot tabelul, am vrut să aflăm opinia lor din perspectiva unor parametri intrinseci sau extrinseci evaluării, de la rapiditatea mai mare a evaluărilor, sesiunea de examene se poate susține în online fără probleme, examenele în varianta online sunt mai ușor de pregătit, testele grile pot reprezenta o alternativă bună la
varianta clasică de examene, corectitudine mai mare până la stres resimțit mai mic. Care au fost rezultatele? În primul rând că studenții au zis și cei de la Focus Group că examenele online au fost poate puțin mai simplificate, au fost chiar poate mai ușoare decât eram la facultate obișnuit. Confortul poate mult mai mare că lucrau acasă, că erau în mijlocul familiei și poate erau mai puțin stresați și pentru faptul că nu erau părinții acasă, nu părinții, profesorii în spatele lor. De asemenea, încă o chestiune de nuanță care cred că e valabilă în mai multe locuri și trebuie să le vedem ca atare. Poate că profesorii s-au străduit să dea subiecte puțin mai lesne de abordat și pentru a nu adăuga un stres suplimentar stresului social care exista în societate și care există. Acum, din perspectiva unor chestiuni colaterale evaluării, de exemplu capacitatea de documentare, timpul liber, posibilitatea de a învăța mai bine în sesiune, de a învăța în timpul semestrului sau comunicarea student-cadru didactic, studenții, să zicem, s-au declarat mai nemulțumiți, dar nu total nemulțumiți, undeva în zona de mijloc, de comunicarea cu cadrul didactic. Să zicem, aici a avut o diminuare a comunicării, lucru care a fost resimțit și de cadrele didactice. Foarte mulți dintre colegi au declarat că au simțit asta ca o frustrare. Și au fost apreciate pozitiv și capacitatea mai bună de documentare, și timpul liber, și posibilitatea de a învăța mai multe, nefiind obligați să meargă la facultate, aveau mai mult timp. Acum, la final, am să vă mulțumesc și o să-i dau cuvântul colegei mele pentru, să zicem, a exprima un gând de final legat de avantajele și dezavantajele educației în online. Ana Maria, te rog. Ok, mersi. Nu vreau să generalizez, voi spune doar strict din experiența mea personală. Am întâmpinat aceeași problemă pe care a întâmpinat-o și doamna Muntean și eu folosesc tabla din plin la cursuri, mai ales. Vă pot spune cum am rezolvat eu această problemă. Utilizez în primul rând două ecrane, ecranul de la monitor, ecranul de la laptop, la care am încă un monitor foarte mare. Monitorul acesta mare este împărțit în două. Jumătate sunt notele de curs în format PDF, care sunt accesibile pe campus, le deschid și în cealaltă jumătate am un document Word la fiecare curs, se numește tablă curs 1, tablă curs 2 și practic timpul alocat cursului fiind mai scurt, deși, mă rog, nu reușesc să le țin cursurile de o oră, dar încerc. Trecem foarte repede prin teorie și punctăm pe această tablă, pe acest document Word, punctăm cele mai importante lucruri. Evident, eu îmi pregătesc o structură a acestei table dinaintea cursului, dar prefer să scriu cu studenții, să extragem împreună informațiile esențiale și să le scriem prescurtat pe acest Word, pe care, evident, după fiecare curs îl urc pe campusul virtual. Deci ei au suportul de curs și tabla aferentă fiecarei ore. Așa am rezolvat eu această problemă a tablei. Acum, a lipsei tablei, de fapt. În ceea ce privește lucrurile mai puțin plăcute, evident, pentru mine, care eram obișnuită să nu stau jos absolut deloc în timpul orelor, ideea de a sta lipită 2, 4, 6, 8 ore pe un scaun a fost de neconceput și încă este, deoarece eu tot timpul mă plimb printre studenți, gesticulez, interacționez și așa mai departe. Deci a fost o problemă să nu mă pot mișca și să nu mă pot uita să nu pot vedea la seminar, la partea aplicativă, să pot vedea în timp real ce lucrează studentul acolo și să-i ofer feedback tot în timp real, feedback individualizat. Partea aceasta cu feedback-ul în timp real, evident, n-am putut să o rezolv. Ca să încheiem într-o notă pozitivă, evident că au fost și avantaje. Am învățat extrem, extrem de multe și noi în această perioadă și cred că, cum în tot lucrul rău este și un bine, ne-am adaptat, am învățat foarte multe și ne-am dat seama că suntem flexibili și ne putem adapta și învăța lucruri pentru orice situație.
Un plus a fost că am avut internetul la dispoziție, la discreție. Deci oricând, când un student nu înțelegea, nu era clar, voiam eu să exemplific ceva în plus, imediat pe ecranul 2, că pe ecranul laptopului învăț studenții, pe ecranul mare căutam pe internet și le arătam un filmuleț, un document, un text paralel și așa mai departe. Evident, anticipam înainte de ore cam ce întrebări și ce probleme se pot ivi și mă gândeam, deja pregăteam la ce resurse pot să apelez pe internet. Și un ultim aspect, da, a fost sunetul, cel puțin la partea de interpretare. Studenții au avut sunetul în căști, ceea ce a ajutat foarte mult la orele de interpretare, spre deosebire de sunetul dat într-o sală de clasă, care evident se evaporă. Mulțumesc foarte mult, îmi cer scuze că am depășit timpul. Mulțumesc și eu foarte mult. Deja încep să mă obișnuiesc cu acest lucru. Mai aveam și eu de adăugat acum, dacă chiar era, deci să știi că... Încă o problemă. Calculatorul meu nu permite background virtual. Deci asta e o problemă pe care va trebui să o rezolv în viitorul foarte apropiat. Ok. Bine, Mugur, te rog frumos, ai 30 de secunde la dispoziție. Da, voiam să spun că ne-a obligat pe toți să învățăm online-ul, și profesori și studenți, și din punct de vedere fizic, cred că ne-a făcut mai puturoși. Ăsta ar fi dezavantajul. Și de asemenea, un lucru pe care vi l-am spus atunci, la începutul perioadei de pandemie, că... Voi, cei de la e-learning, ne-ați ținut cumva împreună. Acum că v-am bodogănit, că v-am spus și bune și rele, dar până la urmă ne-ați adus împreună și datorită vouă am putut să ne derulăm și activitățile în online cu resurse suplimentare și trebuie să vă mulțumim. Aveți un mare da din partea tuturor. Chiar dacă nu vrem noi să recunoaștem acum, suntem invidioși pe voi că voi puteți și n-am putut noi înaintea voastră. Da, nicio problemă, nu suntem la un concurs de talente, mulțumim oricum pentru apreciere, întotdeauna ne bucură. Pot să dau așa un secret din casă, eu cu Mugur ne știm din facultate. Mugur este unul dintre puținii, pot să zic, profesori din Politehnică care a absolvit Politehnica în Facultatea de Mecanică și după aceea s-a dus și a făcut și Facultatea de Sociologie și Psihologie, dacă nu mă înșel, deci e și mai interesant. Absolut toată lumea, așa cum am pus și în chat și în zona de comentarii, poate să vadă background-ul prezentatorilor pe pagina de web a Centrului de e-learning, fiindcă am vrut să economisesc timp și să nu mai lungesc cu acest lucru și voi merge direct la următoarea facultate. Rolul meu s-a transformat doar de a da cuvântul unora și altora și mai puțin de a comenta și de a pune întrebări. Sper să mai avem timp la final să punem întrebări. Eu mă bucur că se tot înmulțesc cu oamenii și pe Zoom și pe Facebook. Deci teoria lui Mugur că la cei de la mijloc nu mai sunt ascultați nu e funcțională. Lumea a crescut rata de vizibilitate. Și vom merge la Facultatea de Inginerie și Producție, de Management în Producție și Transportări, îmi cer scuze, și îmi face deosebită plăcere să o prezint pe doamna conferențiară universitară Larisa Ivașcu, Victoria Larisa Ivașcu, care vine din zona de antreprenoriat și sustenabilitate, cu activitate foarte intensă în zona de a susține și a prezenta partea de management mult mai interesant și mult mai diferit, iar eu personal și numele meu și al Centrului de e-learning trebuie să-i mulțumesc, fiindcă a fost unul dintre adminii de campus virtual pe care noi am avut în fiecare facultate. Ea a avut sarcina, pe lângă multe altele pe care le are, și de a fi adminul campusului virtual pentru Facultatea de Management în Producție și Transporturi, și care a putut astfel să prezinte, cum să zic eu, și punctul de vedere al cadrelor didactice, dar și să-i ajute pe colegi de multe ori, și mulțumesc încă o dată că a fost foarte activă și foarte bine documentată de fiecare dată. Larisa, te rog! Mulțumesc frumos, Diana! Bună ziua tuturor! Mulțumesc pentru aprecieri! Toate aprecierile mele se îndreaptă și către echipa CEL, echipa voastră. De fiecare dată am avut un suport extraordinar în tot ceea ce a însemnat
rolul meu de administrator local pentru Facultatea de Management în Producție și Transporturi și am reușit să-i ajut pe colegii mei acolo unde au fost deficiențe sau să construim platforma pentru Facultatea de Management împreună. Vă rog să-mi permiteți să share-uiesc prezentarea pe care am pregătit-o eu pentru astăzi. O să dau și un slideshow. Vă rog să-mi confirmați că această prezentare se vede. E bine. Perfect. Ce voi face eu astăzi? Eu vin de la Facultatea de Management în Producție și Transporturi. Ca și facultatea absolvită este Facultatea de Automatică și Calculatoare, după care m-am îndreptat în zona aceasta de management. A fost o provocare și este. Ceea ce îmi doresc eu pentru astăzi este a prezenta experiența aceasta de pandemie a Facultății de Management. Împreună cu colegii mei am reușit să adunăm diferite informații de la diferite discipline, colegii care au răspuns solicitării echipei de management, astfel încât vă voi prezenta punctual pe anumite discipline, instrumentele sau variantele pe care colegii mei le utilizează. Ca și varianta prezentării mele sau ca și titlu pentru prezentarea de astăzi, eu am intitulat-o e-teaching, e-learning, e-research, pentru că m-am gândit că pe lângă partea de a preda, avem nevoie și noi să ne învățăm sau dezvățăm sau să reînvățăm anumite lucruri pe care nu le-am utilizat în ultima perioadă. O preocupare a mea pentru zona aceasta de educație poate să fie reliefată și în acest slide. Am reușit, Facultatea de Management a reușit să fie prezentă în cadrul acestei publicații, numită publicația se numește Educație prin e-learning. Eu sunt persoana care se înscrie în grupul de autori. Lansarea acestei cărți a avut loc la București, în prezența domnului ministru, a domnului Sorin Câmpianu și a altor nume, cu impact în zona aceasta. A fost o experiență extraordinară, iar cartea sau contribuția mea în cadrul acestei cărți se bazează foarte mult pe ce s-a întâmplat la Facultatea de Management și, de asemenea, pe suportul pe care l-am primit de la CER. Sunt lucruri de noutate și lucruri care au fost apreciate la nivel național, fiind o carte scrisă deocamdată în limba română. Mergând mai departe, tot din perspectiva de e-teaching, mulți dintre colegii de la MPT, vreau să reamintesc lucrurile acestea, au parcurs diferite cursuri, pe lângă webinarile care au fost organizate de Centrul de e-learning și care au fost foarte utile pentru colegii mei, așa cum au comunicat cei care au interacționat pentru această prezentare. Au fost colegi care au urmat cursuri din acestea sau cursul de dezvoltator de e-learning, care vizează ocupația core aferentă acestei poziții, și în cadrul căruia s-a subliniat ideea de a învăța, de a ne dezvăța de anumite lucruri pe care poate noi le făceam în varianta față în față și de asemenea de a ne reaminti anumite elemente pe care le putem utiliza în varianta online. Mergând de la partea de e-teaching, ajungem la partea de studenți sau preocuparea noastră și impactul nostru pentru studenți. Facultatea de Management în Producție și Transporturi a fost facultatea care s-a înscris și a militat pentru a aduce studenții față în față. Studenții care au venit la noi în facultate au fost studenți foarte încântați și care au apreciat săptămânile petrecute. În primul semestru au fost mai multe săptămâni, în semestrul 2, așa cum au precizat și antevorbitorii mei, săptămânile au fost mai puține pentru că a fost carantinată Timișoara. Studenții au fost foarte mulțumiți, inclusiv acum, prin decanul de an, ei transmit gândurile, iar în acest slide, prin acordul studentei Teia Hartmann, am reușit să și precizez lucrurile acestea. Le lipsesc foarte mult lucrurile de veselie, lucrurile care le aduceau noutate, glumele, crearea de legături și nu în ultimul rând tot ceea ce înseamnă partea de socializare. Sunt aspecte care le lipsesc. Toate cursurile față în față se petreceau sau aveau loc în sălile Facultății de Management, respectând partea de distanțare, așa cum se vede și în imaginea pe care am postat-o aici. Este o imagine de la deschiderea anului universitar, nu am avut incidente, toate lucrurile s-au desfășurat în conformitate cu restricțiile sau cu ceea ce era precizat.
Pe acest slide, de asemenea, am prezentat sau prezint câteva gânduri transmise de studenții noștri prin intermediul colegii mele șef lucrări dr. Sabina Potra și de asemenea a decanului de an, asistent dr. Andra Diaconescu. Colegele mele au fost foarte implicate și au ținut legătura în permanență cu studenții din anul întâi, decanul de an cu atât mai mult și avem gândurile aici, de asemenea 10 dimensiuni ale învățării față în față, dintre care sau printre care putem observa partea de interacțiune și partea de experiențe, socializare, sunt dimensiuni care sau pe care nu le identifică studenții în varianta online. Probabil aceste lucruri sau acest sentiment de frustrare sau de lipsă poate să fie compensat cu anumite aspecte la care noi, profesorii, putem să lucrăm. Mergând mai departe, pentru partea de e-learning, pentru varianta de curs, Facultatea de Management în Producție și Transporturi utilizează resurse educaționale sincrone și asincrone. Le-am prezentat cu preponderență pe cele primite de la colegii care au avut intervenție. Clar, în primul rând, campusul virtual, care a fost un suport real, un suport excelent pentru educație. Pentru varianta de management, pentru resursele educaționale pe care noi le utilizăm și de asemenea o serie de alte instrumente pe care le voi prezenta și grafic în următoarele slide-uri. Prima intervenție pe care vreau să o prezint este a domnului decan, profesor dr. Inginer Marian Mocan, care mi-a transmis că pentru ciclul de master la management strategic, dumnealui a transpus activitatea în mediul online, în principal cu invitații din mediul de afaceri, care pot să susțină conceptele pe care dumnealui dorește să le prezinte. Astfel încât, prin nume de cu o anumită rezonanță în domeniul strategic sau în domeniul managementului, dumnealui reușește să-i mențină pe studenți activi, implicați și cu o apreciere extraordinară pentru persoanele acestea. De asemenea, ca și metodă de implicare activă a studenților, domnul decan implică pe studenți sau le dă posibilitatea să prezinte diferite firme pe care ei ar trebui să le analizeze, lideri de referință din România sau din lume, astfel încât la fiecare curs există o astfel de intervenție, o intervenție destul de scurtă, care să nu ocupe foarte mult din timpul alocat cursului, dar în 10-15 minute fiecare masterand poate să prezinte un lider, o firmă, un concept pe care și-l dorește, iar cursul respectiv deja devine mai antrenant pentru restul colegilor. Pentru marketing este o disciplină pe care eu o predau la ciclul de licență. Am prezentat printr-o serie de print screen-uri, clar, în primul rând folosesc campusul virtual. Se observă o organizare a acestui campus, fiind și o materie din domeniul acesta de management marketing, clar trebuie să am o serie de exemple, iar studenții mei să înțeleagă diferitele concepte pe care eu le prezint. Pe lângă materialele de curs, tot timpul creez câte un forum de discuții, materiale grafice, variantă PDF, e-book, depinde de cursul pe care îl predau și nu în ultimul rând diferite bonusuri, le denumesc eu, bonus de gândit, observați, avem 1, 2, 3, 4, 5, le încarc diferite imagini, diferite produse, diferite companii, branduri și așa mai departe, astfel încât ei să aibă intervenție și să-mi identifice. Spre exemplu, la săptămâna trecută am avut o fotografie cu un ceai sub forma unui peștișor. Acel pliculeț de ceai aparține unui brand și studenții s-au implicat foarte mult. Am și înregistrat 11 răspunsuri sau 11 intervenții și au asociat acest concept sau această idee de guerilla marketing, de fapt, cu lipsa, cu captivitatea peștelui și, de fapt, nu le plăcea ideea de a fi un pește în ceașca de ceai și așa mai departe. Drept urmare, studenții se implică, sunt activi pe campus și se uită la materialele pe care le postez. Aici am pus și varianta aceasta de ceai, de care vă spuneam, pliculețul acesta, și uitați, intervenția studenților este destul de intensă sau destul de densă ca și informație. Pentru fiecare am un răspuns, provoc la următoarea întrebare sau la următorul concept pe care aș vrea să-l abordăm și ei tot intervin și în această variantă îi țin în permanență conectați la ceea ce înseamnă marketing.
O altă variantă este o ciocolată pe care eu o apreciez și o achiziționez. I-am întrebat de unde se poate achiziționa, ce reprezintă brandul acesta. De asemenea, intervenția lor este solidă și foarte bine documentată. Asta m-a uimit, ceea ce denotă că le place foarte mult varianta aceasta de asincron, dar de intervenție pe o platformă de management pentru educație. Pentru partea de curs, la marketing folosesc și parte de Cloud Word sau diferite metode interactive prin care astăzi, spre exemplu, le-am pus întrebarea referitoare la etapele procesului de cumpărare și să se gândească la un produs, să-mi definească aceste etape. Observăm că avem 60 de răspunsuri, eu au fost prezent 75 la curs astăzi, iar 60 de răspunsuri primite îmi denotă că se implică și că apreciază această metodă și așa mai departe. Platforma pe care o utilizez este Menti. De asemenea, folosesc mult și codurile acestea QR, prin care ei scanează codul cu camera foto, fără o altă aplicație, pentru că le permite camera foto, și intră în diferite concepte sau materiale pe care eu le pregătesc. Observați, avem și partea de puzzle, adică tot felul de jocuri pe care le folosesc pentru curs. În puzzle-ul acesta avem diferite concepte din marketing, ca și segmentare, piață, comunicare și alți termeni pe care ei trebuie să identifice. Ce v-a plăcut? La majoritatea cursurilor am și întrebări de referitoare la ce le-a plăcut sau care sunt elementele pe care vor să le abordăm la cursurile următoare și observăm și răspunsurile lor sub o altă variantă grafică de prezentare, răspunsuri pe care și ei le văd atunci când se termină această variantă de interacțiune. Pentru o altă disciplină de la facultatea noastră este disciplina de management de care se preocupă colega mea, Andra Diaconescu. Observați și în ordinea aceștia de cuvinte. Ei sunt identificați trei cuvinte când vă gândiți la conceptul de management. Automat studenții ne transmit cuvintele acestea și se poate defini un concept cu intervenția studenților noștri. Tot felul de metode grafice să îi putem capta. O altă disciplină extraordinar de interesantă și cu un coleg foarte dedicat este contabilitatea, care este parcursă, predată de colegul meu, șef lucrări, doctor economist Alin Artene, pasionat de ceea ce înseamnă e-learning și implicat în tot felul de achiziții pe care le face. Observăm fotografiile pe care le folosește filmulețe diverse pe YouTube, și elemente în care poate să sintetizeze, în care are intervenție. Domnia sa folosește parte de tabletă grafică, astfel încât notațiile pe care le face, spre exemplu, în registru jurnal, se realizează cu acest device. Pentru partea de seminar. Ce înseamnă parte de seminar? De asemenea, din ce mi-au trimis colegii mei, am observat că folosim foarte mult metode sincrone și asincrone, pe care le-am prezentat aici. Clar, baza pentru toată lumea este partea de campus virtual, care reprezintă un suport extraordinar pentru noi. La marketing ne structurăm activitatea pe campus, folosim foarte mult și variante de cloud, adică creăm echipe de proiect, tot felul de evidențe, folosind OneDrive sau Google Drive, așa cum vedem în prima fotografie, și de asemenea intervenții pe care le avem sau materiale pentru seminar, pe care le postez săptămânal sau de fiecare dată când ei au nevoie. Materiale sunt de tip electronic, pe care le pot accesa și le pot utiliza în ceea ce înseamnă proiect, pe care în finalul semestrului încarcă într-o secțiune dedicată. Colegul meu la contabilitate, șef lucrări Alin Artene, observați ce talent are la partea de desen, îi place foarte mult, realizează foarte multe explicații, folosește diferite platforme pentru partea de contabilitate, astfel încât studenții să înțeleagă cât mai bine ceea ce realizează, utilizând tableta grafică în situația lui. Sistemele de producție conduse cu calculatorul, parcurse de colega mea, șef lucrări cel la Buciuman, folosește programe specializate în zona aceasta, iar studenții pot să simuleze prin piese din acestea de Lego, așa cum se vede în zona în partea stângă, procesele care există în diferitele întreprinderi. De asemenea, tot felul de scheme grafice, iar tot ceea ce înseamnă partea de management și de inginerie este simulată cu astfel de platforme. Din perspectiva examinării,
Am luat un exemplu de la o disciplină pe care eu o am, în una în limba engleză și o disciplină în limba română, la ciclul de master. Folosesc atât partea de întrebări, de întrebări în principal open book, nu mă feresc, nu mi-este teamă că studenții se pot inspira sau se pot uita, atâta timp cât ele implică un anumit nivel de creație. Iar studenții nu o să găsească niciodată răspunsul mot-a-mot într-un material de curs, ci ei trebuie să gândească puțin. Astăzi am avut chiar un examen tot de genul acesta. De multe ori și întrebările sunt de tip deschis și studenții pot să-și aducă aportul propriu cu propriile cuvinte la ceea ce înseamnă risk management sau sustenabilitate. Următoarea direcție pe care vreau să o dezbatem și pe care mi-au propus-o și colegii mei este partea de cercetare. Și cercetarea, în anul acesta pandemic, unii colegi au desfășurat foarte multe activități de cercetare, alții s-au implicat pe toate direcțiile în mod echilibrat, au fost diferite intervenții. Ce vreau să vă prezint este Centrul de Cercetări în Inginerie și Management. Puteți să observați în cele două fotografii manifestările multiple pe care noi le-am realizat în anul acesta. Diferite manifestări, că a fost seară de șampanie, că am avut o dezbatere cu o persoană cheie, tot felul de activități pe care le desfășurăm prin Centrul de Cercetări. Un centru care se dorește a fi un centru național, cunoscut la nivel național și internațional, cu o serie de membri asociați pe care am reușit să-i atragem în această perioadă pandemică. Un alt aspect pe care l-a punctat colega mea, doamna profesor, doctor inginer Anca Drăghici, a fost cel referitor la școala doctorală. Nu trebuie să uităm nici pe doctoranți. Doctoranții au fost și ei într-un impas, poate, anul acesta, sau în situația în care nu mai veneau la conducător și își realizau diferite notițe sau aveau o interacțiune față în față, ci întreaga activitate a fost în mediul online. În cadrul facultății noastre s-au susținut 3 teze publice de doctorat, 2 în limba engleză și o teză în limba română. S-a folosit platforma de management, campusul virtual, ca suport pentru diferite materiale. Conducătorii au reușit să gestioneze foarte bine situațiile acestea. Și totodată, tot la nivelul facultății, în iunie, a fost conferința online, 100% online și printre primele conferințe care s-au desfășurat, ErgoWorks s-a numit această conferință. Și ceea ce este incredibil, în perioada aceasta pandemică, toate lucrările științifice au fost indexate în reviste indexate Web of Science sau Clarivate Analytics. Absolut toate articolele. A fost o conferință cu impact. Principalul organizator a fost doamna profesor Anca Drăghici, cu suport din perspectiva Societății de Ergonomie pe care o coordonează și au fost o implicare la nivel internațional. Un alt proiect interesant de la facultatea noastră care s-a desfășurat și în care și colegii de la CEL sunt implicați, sunt implicate 3 facultăți, Facultatea de Management de Comunicare și colegii de la Centrul de E-Learning, este proiectul MAST, un proiect de asemenea internațional, observați multitudinea de parteneri, coordonat de doamna profesor Anca Drăghici, iar din partea UPT coordonez eu echipa UPT, un proiect care de asemenea, în perioada aceasta pandemică, ne-a învățat o serie de lucruri, pe noi ca și cercetători sau pe noi ca și cadre didactice. S-au publicat și o serie de lucrări științifice cu impact. Observați că multe dintre temele asociate acestor lucrări se bazează pe elemente care țin de învățare, pe elemente, pe factori psihologici care ne influențează diferite activități, pentru că noi publicăm în zona de management sau multidisciplinară și sunt jurnale foarte bine indexate. Și nu în ultimul rând, tot în online, anul trecut am avut și aniversarea, ca să închei așa cum spunea domnul profesor Mugur Dragomir, ca să fiu printre ultimele și să atrag atenția, am spus că este de impact să vedem și o aniversare în mediul online a doamnei profesor Anca Drăghici, atunci când ne-a invitat la o șampanie, fiecare cu șampania proprie și astfel am reușit să depanăm diferite teme de cercetare, iar în final să o aniversăm pe dumnea ei. Iar spre finalul prezentării mele, i-am provocat pe colegi să ne transmită câteva gânduri. Primul gând transmis este al directorului Departamentului de Management, profesor universitar, doctor inginer, economist Habil Matei Tămășilă,
care ne spune sau asociază conceptul acesta de școală online cu ceea ce înseamnă îmbolnăvire și medicamentele care pot să fie luate în perioada aceasta și că niciodată orice vom face nu se va mai asocia cu ce a fost înainte. Un alt gând este gândul transmis de decanul Diana al anului întâi, o povestioară foarte interesantă a decanului Diana, colega mea Andra Diaconescu, care mi-a prezentat gândurile referitoare la activitatea desfășurată față în față și apoi trecerea în ceea ce înseamnă mediul online. Concluziile prezentării mele sunt acestea. Studenții cu siguranță pot fi reticenți să revină la modelele tradiționale de învățământ, de învățare, lucru care trebuie să-l avem și noi în vedere. Schimbările pieței vor determina absolvenții să folosească abilități transferabile și poate chiar să se reorienteze, adică piața muncii are o influență asupra noastră, mediul de afaceri, societățile, guvernele și mai departe pot să fie foarte reticente la revenirea modelelor tradiționale de finanțare a învățământului, iar profesorii vor continua probabil să se dezvețe de anumite metode utilizate și să reînvățăm sau să ne reinventăm. Sunt patru direcții pe care eu am vrut să le concluzionez. De asemenea, clar, online nu are limită și ne putem conecta. Iar în final, mi-a plăcut foarte mult acest citat, prin care cea mai mare perturbare pe care am cunoscut-o vreodată, instruirea, învățarea, pentru că după această perioadă, învățarea nu va mai fi niciodată la fel. Adică atunci când vom reveni sau când se vor schimba anumite elemente, învățarea probabil va avea alte forme, forme combinate, hibride, mixte, blended și așa mai departe. Ultimele fotografii, vreau să vă arătăm evenimentele pe care noi le desfășurăm în facultate, evenimente care umpleau sălile. Aici este un eveniment de la o companie de ciocolată în care studenții nu mai aveau locuri în sală și de asemenea diferitele metode de simulare pentru activitățile întreprinderii pe care noi le facem cu tot felul de instrumente, platforme în situația aceasta pe piese de Lego. Cam acestea sunt elementele pe care eu am vrut să vi le prezint pentru Facultatea de Management. Vă mulțumesc pentru atenție și în situația în care există întrebări, vă rog să mi le adresați. Mulțumesc frumos, Diana! Mulțumesc foarte mult, Larisa! După cum vedeți, din nou, prezentare interesantă. Fiecare cadru didactic și facultate, spre bucuria mea și le mulțumesc acest lucru, a decis să abordeze altfel această prezentare, ceea ce denotă încă o dată atât creativitatea, cât și determinarea și dedicarea lor pentru acest tip de activitate online și pentru această prezentare. Le mulțumesc foarte mult pentru aceasta. Vom merge mai departe. Larisa, voi lua întrebări și tot și vom comenta un piculeț mai târziu, fiindcă chiar doresc să putem să ne descurcăm cu toții, ca să zicem așa, în acest moment. L-am alături de mine, după cum vedeți în acest moment, pe domnul conferențiar doctor inginer Sorin Aurel Rațiu, care vine de la Facultatea de Inginerie din Hunedoara. Nu este ultima facultate, mi-a scris cineva, am lăsat ultima facultate, facultatea de la Hunedoara, nu din acest moment, ci fiindcă asta e ordinea, într-un fel așa mai alfabetică, pe care noi am păstrat-o de obicei în Politehnică. Este una dintre facultățile care este foarte aproape de Politehnică și care desfășoară o activitate foarte interesantă și care are un background în zona industrială puternic și masiv și care face foarte multe cercetare și inovare și pe zona de autovehicule rutiere, fiind una dintre specialitățile poate cele mai puternice de la această facultate de inginerie de la Hunedoara. Domnul conferențiar predă chiar în această zonă de mătoare cu ardere internă, ceea ce face cu atât mai interesantă prezentarea care va urma. Vă rog! Vă mulțumesc mult pentru ocazia acordată de a fi astăzi alături de dumneavoastră. Sper că mă auziți pentru că am ceva probleme cu sunetul. Sper că se aude bine. Da, se aude destul de bine. Nu foarte bine, dar se aude. Da, ok. Mulțumesc mult. O să vă cer permisiunea să fac și eu un share screen la prezentarea mea. Așa cum ați spus și dumneavoastră, încercăm o abordare diferită
fiecare dintre noi, așa voi face și eu. Suntem conștienți cu toții că traversăm o perioadă marcată de tranziția de la învățarea clasică la un mediu de lucru digitalizat, perioadă care a necesitat o capacitate de adaptare sporită și o deschidere spre inovare și progres. Voi încerca în continuare, în câteva cuvinte, să vă împărtășesc experiența noastră de la Hunedoara în acest ultim an de pandemie. Deoarece această perioadă a fost una dificilă, complexă și atipică, am considerat necesară abordarea ei din patru perspective. În primul rând, doresc să vă descriu desfășurarea procesului didactic la Hunedoara în perioada aceasta, apoi, deoarece considerăm că opinia studenților este deosebit de importantă, voi prezenta un feedback primit din partea acestora în legătură cu desfășurarea activităților didactice. De asemenea, am considerat necesară ilustrarea modurilor de comunicare cu studenții, în special într-o perioadă ca aceasta lipsită de acea comunicare clasică față în față. Și nu în ultimul rând, voi trece în revistă principalele evenimente organizate de Facultatea de Inginerie din Hunedoara în perioada pandemiei. Procesul didactic la facultatea noastră a decurs în mod corespunzător cerințelor impuse situației actuale. Așa cum a subliniat și doamna prodecan Cornelia Muntean, aș vrea să insist asupra faptului că această perioadă nu ne-a prins nepregătiți, mulțumită și datorită programului de formare Didatec, desfășurat în perioada 2011-2013, care a contribuit la formarea cadrelor didactice în vederea extinderii și utilizării tehnicilor de predare-învățare, având la bază suportul TIC și instrumentele integrate ale activității didactice pe platforme educaționale de tip blended learning și e-learning. Voi insista puțin și voi spune că la facultatea noastră s-au desfășurat atât programe de formare în cadrul acestui program cu participarea a 35 de cadre didactice de la facultatea noastră, care au condus către modernizarea procesului de predare-învățare, cât și programe de mentorat, la care au participat 5 cadre didactice, programe destinate să creeze un corp didactic unit. Activitățile de formare au permis, printre altele, dezvoltarea de resurse educaționale în format electronic pentru 35 de discipline predate, eficientizarea muncii de predare și evaluare, creșterea atractivității disciplinelor predate și a interesului studenților, precum și multiple posibilități de utilizare pe viitor a materiilor didactice dezvoltate. Pe de altă parte, programul de mentorat a facilitat crearea și restructurarea de material didactic pentru 4 discipline noi, învățarea de metode și tehnici de realizare a materialelor didactice atractive, corecte, complete, interactive și adaptate nevoilor actuale. De asemenea, s-au realizat activități precum proiectarea curriculară, urmărirea tutorialelor de utilizare a campusului virtual, precum și testarea strategiilor de predare și de evaluare a studenților. În tabelele pe care vi le prezint sunt ilustrate resursele educaționale dezvoltate pentru 35 de discipline predate, atât la ciclul licență cât și la master, în decursul programului de formare Didatec. Mulțumim pe această cale echipei CEL pentru acest demers. O altă contribuție la pregătirea cadrelor didactice pentru digitalizare a învățământului a reprezentat-o un proiect parteneriat de tip Leonardo da Vinci, realizat în perioada anilor 2009-2011, împreună cu instituții de învățământ prestigioase din Franța și Belgia. Scopul proiectului a fost acela de a dezvolta resurse pedagogice interactive organizate în baze de date pentru dobândirea de competențe în domeniul sudării,
de la nivelul practician la nivelul inginer. Pot să vă spun că aceste resurse sunt utilizate la ora actuală la facultatea noastră, la disciplina metode actuale de proiectare și execuție a asamblărilor, la ciclul master, specializarea ingineria și managementul sistemelor mecanice. Acum, revenind în actualitate, pot spune că activitățile de curs s-au desfășurat prezentând studenților materiale didactice prin intermediul platformei Zoom și a campusului virtual. Am încercat realizarea unui număr mare de momente interactive care să suplinească oarecum absența comunicării față în față. Întrucât activitățile practice desfășurate în mod normal în laboratoarele facultății nu au mai putut fi realizate, am recurs la diverse soluții, precum înregistrarea desfășurării practice a lucrărilor de laborator de către cadrul didactic și laborant, acolo unde lucrul acesta a fost posibil, sau substituirea activității practice cu programe de simulare sau resurse video. Personal, am regretul că, fiind motorist și ținând și partea aplicativă de laborator la disciplinele legate de motoare cu ardere internă, ingineria în domeniul motoarelor se învață cu miros de benzină și cu miros de motorină, lucruri pe care în online nu prea le putem transmite. Trecând la partea de seminar, am încercat accentuarea și realizarea de exerciții și probleme pentru consolidarea informațiilor din cadrul cursului sau funcție de specificul disciplinei, am purtat discuții pe baza cunoștințelor însușite anterior sau a studiilor de caz. De asemenea, s-a încurajat elaborarea de către studenți a unor scurte materiale care să denote înțelegerea cursurilor și a aplicațiilor, activităților aplicative realizate și apoi încărcate de către aceștia pe platforma Campus Virtual. O activitate online care se desfășoară în cadrul facultății noastre încă din anul 2016 este cursul de bazele marketingului digital oferit de atelierul digital Google. Vreau să vă spun că acest curs se finalizează cu dobândirea unui certificat de competențe, iar până în momentul de față acest curs a fost finalizat de peste 250 de studenți ai facultății noastre. O altă realizare în mediul digital este EFIH, adică întreprinderea simulată a Facultății de Inginerie Hunedoara. Principalele obiective ale acesteia sunt familiarizarea studenților cu sistemul economiei de piață, formarea competențelor antreprenoriale, precum și îmbunătățirea ofertei de formare a unităților de învățământ superior. Cunoașterea părerii studenților și respectarea opiniilor acestora reprezintă priorități ale facultății noastre. În acest sens, am cerut pe parcursul timpului și am primit feedback asupra procesului de învățământ prin realizarea unor sondaje de opinie referitoare la modul de desfășurare a activității didactice. Am dat doar un exemplu aici legat de un sondaj de opinie cu privire la modul în care doresc studenții să-și desfășoare activitățile din săptămânile 9-14 ale primului semestru, iar după cum vedeți, un procent foarte ridicat, peste 75% din studenți, a optat pentru varianta integrală online, ceilalți optând pentru varianta hibrid. Legătura permanentă cu studenții noștri a fost păstrată prin intermediul mai multor canale de comunicare. În primul rând, platforma Campus Virtual a reprezentat cel mai utilizat mod de informare a studenților, cât și menținerea contactului permanent cu aceștia prin intermediul mesajelor private și a forumului de informare al Facultății de Inginerie Hunedoara.
Procesul de digitalizare a adus cu sine necesitatea integrării rețelelor de socializare în strategiile de comunicare și de marketing ale facultății noastre. În acest sens, păstrăm legătura cu studenții prin intermediul paginilor de Facebook, de Instagram și a canalului de YouTube, pagini care sunt actualizate constant și pe care sunt postate informații utile pentru studenți, realizându-se totodată și promovarea facultății în mediul online. Nu în ultimul rând, aș dori să evidențiez o serie de evenimente desfășurate la facultatea noastră în decursul acestui ultim an. Principala manifestare destinată studenților este simpozionul științific studențesc HDStud. Aceasta reprezintă o manifestare de tradiție în cadrul facultății noastre, aflându-se în acest an la cea de-a 16-a ediție. Șirul acestor evenimente nu a fost întrerupt de această perioadă pandemică, fiind organizată cu succes prima ediție online în perioada 15-16 mai anul trecut, ocazie cu care am aniversat 50 de ani de învățământ superior hunedorian, precum și 100 de ani de existența Universității Politehnica Timișoara. La acest eveniment au participat numeroase centre universitare, centre de învățământ, precum și parteneri industriali. Lucrările prezentate la această ediție online a simpozionului au fost publicate în volumul manifestării HD50Stud, care se află disponibil pe site-ul facultății. La momentul actual se află în desfășurare pregătirile pentru cea de-a doua ediție online a acestui eveniment, care va avea loc în perioada 21-22 mai. Simpozionul cuprinde 7 secțiuni, dintre care 4 cu caracter tehnic, una economică, o secțiune internațională cu caracter multidisciplinar și o secțiune dedicată studiilor doctorale, de asemenea cu caracter multidisciplinar. Păstrând același registru, dar trecând la un nivel academic superior, doresc să vă prezint și un eveniment organizat de facultatea noastră care se numește International Conference on Applied Sciences, ICAS, de asemenea un eveniment cu o bogată tradiție desfășurată în colaborare cu Academia Militară din Wuhan, China, și cu Universitatea din Banja Luka, enumerând doar câțiva din cei mai importanți parteneri ai acestui eveniment. Anul trecut a marcat desfășurarea primei ediții online a acestei conferințe, care a avut loc în perioada 20-22 mai, ediție care s-a bucurat de un real succes. La fel ca și simpozionul științific studențesc, și această conferință va fi organizată în acest an de către facultatea noastră în regim online în perioada 12-14 mai. Nu în ultimul rând, aș dori să remarc faptul că facultatea noastră a fost partener educațional în organizarea Salonului Internațional InventCore, organizat de Asociația Corneliu Grup Cercetare Inovare. Salonul s-a desfășurat în perioada 17-19 decembrie în regim online, în cadrul acestuia fiind prezentate 245 de invenții, proiecte de cercetare, rezultate ale tezelor de doctorat, proiecte studențești și altele, participanții provenind din 14 țări ale lumii. În speranța că prezentarea mea a fost interesantă, eu mă opresc aici și vă mulțumesc pentru atenție și aștept eventuale întrebări. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc foarte mult și dumneavoastră, așa cum mulțumesc tuturor participanților la acest webinar. Au fost, după cum vedeți, foarte interesante și foarte diverse prezentările, de la chimie și
produse de, sau să zicem, aplicații care intră în categoria de chimie, până la aplicații care au fost demonstrate în zona de, să zicem, de inginerie, până la cele care țin de chestionare și de evaluare atât a cadrelor didactice cât și a studenților, sau conferințe internaționale sau evenimente care au implicat, să zicem, poate și o parte de socializare în această parte, în această zonă. Vreau acum să facem un pic de câteva întrebări și câteva răspunsuri, să zicem, într-un fel, și îi arăt acum pe toți, fiindcă nu mă voi mai duce cu o întrebare punctuală spre cineva, va fi o întrebare care va fi generală pentru toată lumea și fiecare poate să răspundă la ea. Vreau să extrageți fiecare dintre cei prezenți aici o singură activitate care a fost pentru voi personal, deci nu vă gândiți neapărat la universitate, bineînțeles în context educațional sau academic, să zicem așa, că nu vreau să vorbim despre alte tipuri de activități, a fost cu cel mai mare grad de dificultate sau cea mai mare provocare pentru voi în acest an. Cine vrea să înceapă? Nu întreb așa direct, vă las să decideți. Puteți să ridicați mâna dacă... Facem ca la școală. Dacă nu am, să întreb eu direct. Doamna Munteanu, vă rog, uite, au curaj întotdeauna doamnele. Da, cred că cel mai greu lucru a fost, a mai spus cineva acest lucru, să stau în fața unui laptop cu ochii pironiți acolo multe, multe ore pe zi, pentru că pe lângă orele didactice, evident, am participat la toate acele traininguri, mi-am perfecționat cunoștințele de lucru cu campusul și încă un lucru foarte greu pentru mine, în momentul în care studenții noștri, asta nu e de online, dar e față în față, au venit cele două săptămâni, eu numai în acest semestru i-am avut în laborator, mi-a fost foarte greu să mă țin la distanță de ei, să nu mă duc lângă ei, să le arăt ce să facă, să îi ajut dacă ceva, un experiment nu le-a reușit, a trebuit să stau la distanță și să spun, mai pune ceva în eprubeta aceea, vezi că încă nu e albastru așa cum trebuie, mai ce lipsește acolo? Dar asta a făcut de la distanță de 2-3 metri, deci ăsta a fost cel mai greu lucru. Sunt obișnuită să circul printre studenți, să stau în picioare, să alerg dintr-un capăt în altul al laboratorului. A fost greu. Să sperăm că trece. Așa a fost pentru toată lumea, cred da. Că, da. Larisa? Da, mulțumesc frumos! Pentru mine cea mai mare provocare este aceea de a-i face pe studenți în primul rând să-și pornească camera și să nu am un ecran doar cu pătrățele negre sau cu anumite nume sau cu fotografii de la piscină de anul trecut și așa mai departe și de asemenea să se implice, să-mi răspundă la întrebări. Ați văzut și în partea de întrebări interactive pe care le folosesc, astăzi au intervenit 80 de persoane, 60 de studenți din cei 75 prezenți. Care mi se pare o rată bună de răspuns. Adică să nu vorbesc singură, ci să vorbesc cu studenții care au camerele, mulți dintre ei, pornite. Asta mi se pare cea mai mare provocare pentru mine. Cred. Domnul Medeleanu? Da. Dacă eram un pic mai rapid, începeam eu cu chestia asta ce a spus-o doamna profesoară Ivașcu. Da, asta e o problemă, că nu-i văd pe studenți. Eu la curs defilam în fața lor, de la o tablă la alta, de la prezentare la tablă, mai veneau și ei din când în când și în plus de asta le vedeam fețele. După fețele lor pot să-ți dai seama dacă au înțeles. Acum nu după toți, că și la cursul direct, față în față, sunt divers atenți. Dar pot să-mi dau seama dacă ceea ce vorbesc este pe înțelesul majorității sau am luat-o pe lângă. Ori, în varianta asta, când sunt 2-3 și aceiași 2-3 mai și discut cu ei, e un pic frustrant, recunosc. Și mai îmi lipsește tabla și să știți că am încercat cu o tabletă grafică să... E foarte ciudat să mă uit la ecran și să desenez cu mâna undeva pe masă și să văd ce se întâmplă pe ecran. E o curbă de învățare destul de dificilă.
pentru tablete din astea grafice. O să mai fac exerciții în timpul liber, care este din ce în ce mai redus. Mulțumesc! Mulțumesc, Ana Maria Chien! Da, aceleași lucruri am vrut să le menționez și eu. Unu, să interacționez cu multe, multe, multe zeci de pătrate negre sau pisici sau căni de cafea sau lucruri de genul ăsta. Dar acum, după un an de pandemie, studenții s-au mai obișnuit, au văzut că nici eu n-am fundal virtual. Unii ori se întâmplă să mai fie și fiul meu acasă, alții ori se întâmplă să mai treacă cineva. Asta este, nu contează, le-am explicat în repetate rânduri, să nu se rușineze că sunt în pat, că, nu știu, fac altceva, că sunt în pijama. Și așa că după un an am ajuns la unele cursuri să am chiar o proporție de 50% de camere pornite, ceea ce mă bucură foarte mult. Și cealaltă, observat, cealaltă dificultate pe care am mai spus-o e cea cu statul, pironitul pe scaun. Deci să nu pot să le dau feedback în timp real, să mă învârt, să le explic, să le atrag atenția, să-i încurajez. Doar prin share screen la câțiva. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnul Sorin Rațiu. Da, aceleași lucruri aș vrea să le spun și eu și aceleași frustrări legate de faptul că vorbim unor pătrățele negre. Eu, hai că m-aș obișnui și cu acest lucru dacă aș fi convins că în spatele acestor pătrățele studenții sunt atenți și chiar receptiv la ceea ce vorbim. Câteodată, de fapt, de fiecare dată le pun întrebări și în unele cazuri nu primesc răspuns. Asta înseamnă că studentul este conectat, este online, dar el face cu totul altceva. Lucrul acesta, din păcate, nu prea putem să-l controlăm. Și o altă temere a mea este legată de mai recenta funcția mea de prodecan, în sensul că sunt foarte interesat de comunicare, de faptul că îmi doresc foarte mult ca informația să ajungă la toți studenții. Și lucrul acesta încerc să-l perfecționez și să mă asigur că ceea ce transmit ajunge la toți studenții și studenții sunt bine informați. Mulțumesc! Mulțumesc! Bucur Dragomir? Da. Păi, nu știu, eu cred că mă auziți? Da, da, da. Cred că mă adaptez foarte bine și cu aceste ecrane în față să vorbesc. Cred că cel mai greu este să fiu creativ, să găsesc acele metode prin care să pătrund, inclusiv prin intermediul ăsta subțire al internetului, în sufletele și mințile studenților. Adică să dezvolt acele aplicații prin care să-i capacitez să învețe și singuri. Nu cred că am suficient timp sau poate că nu sunt suficient de priceput să mă înregistrez, dar nu la cursuri în direct, în online, separat, în sensul în care să înregistrez cursurile pe YouTube și să le pun la dispoziție și să fac aceste aplicații. Și acum, legat de deschiderea camerelor, vreau să vă prezint la final un mic experiment pe care l-am făcut. Citisem exact atunci, în perioada stării de urgență, un interviu al scriitoarei Ioana Pârfulescu, care este și profesoară la Universitatea din București. Și dumnea ei spunea că la cursuri, chiar dacă le ține de acasă, se îmbracă ca și cum ar merge la curs, inclusiv că se încalță în pantofii pe care i-ar folosi să meargă la curs. Și le-am relatat eu studenților mei chestia asta și le-am zis că toți aveau camerele închise. Băi, zic, uitați, mă duc și eu să mă schimb, mă și încalț, vă invit și pe voi să faceți chestia asta, să ieșiți din comoditatea asta. Și, sincer, atunci am încercat, că a doua oară nu mi-a ieșit așa de bine, toți s-au dus și s-au schimbat, ba chiar o studentă a făcut și o remarcă de genul: domn profesor, vă mulțumim că măcar m-ați obligat să ies din pat și să mă mai îmbrac și eu în hainele de stradă, că de când e starea de urgență am fost obligată să stau numai în casă și nu m-am schimbat din pijama. Și a fost interesant experimentul. Cu asta vreau să închei. Mulțumesc! Mulțumesc și eu foarte mult, foarte interesante
pot să fac un singur comentariu care mi-a venit acum, fiindcă am văzut că aproape toată lumea a ridicat această problemă a camerelor închise în videoconferință și din studiile pe care le-am făcut și le-am citit în ultima vreme, mai ales în România, asta este pe poziția numărul unu și la profesorii din învățământul preuniversitar, ce i-a deranjat cel mai mult în această perioadă. Pot să vă zic că este un articol pe care l-am citit chiar alaltăieri, foarte interesant, pe un studiu făcut de Carnegie Mellon, pe un număr foarte mare de respondenți și de peste 230 de cursuri, cu câteva zeci de mii aproape de studenți în total, publicat recent și care arată că la concluziile finale ale studiului sunt de fapt că atâta vreme cât camera cadrului didactic sau profesorului sau tutorului este deschisă, este chiar indicat ca camerele celorlalți studenți să fie închise, pentru că atenția este dirijată direct doar spre cadrul didactic și spre prezentarea acestuia. Studiile au fost făcute cu echipamente foarte profesioniste pentru un grup țintă mai restrâns și pentru alții au înregistrat efectiv, au folosit de înregistrările existente în platformele de comunicare. Multe dintre universitățile americane au totul această înregistrare puternic controlată, cum am făcut-o să zicem noi, adică folosesc foarte mult data analytics și datele care rezultă din urma acestor înregistrări în platformele de videoconferință și a arătat că, de fapt, inteligența colectivă sau faptul că studenții pot să se vadă și unii pe alții și se uită mai mult unii la alții și mai comunică unii cu alții, îi distrage mai mult decât îi ajută în timpul prezentării, ceea ce pot să vă spun că de-aia mi-a și plăcut articolul ăsta, că cumva este și părerea mea nedemonstrată științific, fiindcă e foarte greu să poți să demonstrezi științific, dar uite că au făcut-o alții. Că atunci când predai, eu când comunic cu ei și când discut și facem exerciții, atunci da. Deci deschid camerele, deși nici atunci toți. Dar când le arăt anumite lucruri și vreau să le explic anumite lucruri, chiar le spun. Vedeți că eu îmi registrez toate cursurile și sunt la dispoziția studenților. Deci și zic, vedeți că asta și își închid imediat camerele. Că le spun, registrăm, asta va fi public. Și atunci și le închid ei singuri și îmi dau seama că uneori mă urmăresc ceva mai bine. Asta ca un comentariu așa, nu știu, instrucțional, pedagogic, nu mă bag pe felia lui Mugur, niciodată am încercat să mă mențin cât mai departe de partea asta, dar care arată că, de fapt, simțurile cognitive sunt reduse din ce în ce mai mult de acest bombardament vizual, mai ales dacă ai avea 100 de studenți sau 200 de studenți care și toți au camerele deschise și se uită simultan. Eu am recomandat acest lucru și din punct de vedere tehnic, fiindcă se consumă foarte mult din lungimea de bandă, din lățimea, pardon, de bandă de comunicare și nu toată lumea are internet așa de bun. Știți că în momentul acesta au rămas fără căști, nu știu dacă mă mai auziți, sper că mă mai auziți. Foarte bine, foarte nu bine. Nu mai țin bine întotdeauna. Doresc ca... Acum nu vă mai auzim. Nu. Acum auziți? Acum. Ok, o să-mi iau imediat celelalte căști. Vreau să spun că am o întrebare acum din nou și am să invit poate doar pe 2 sau 3 dintre dumneavoastră să răspundă la ea. Este ce credeți că va rămâne cel mai mult din această experiență de un an în pandemie pe viitor și va fi folosit cel mai mult pe viitor? Mulți dintre dumneavoastră ați atins acest lucru în prezentare. Și am să încep de această dată cu domnul profesor Rațiu. Să-mi deschid și microfonul. Da, eu cred că pe viitor sistemul acesta hibrid de predare va rămâne. Adică chiar dacă se va termina această perioadă de pandemie și studenții vor veni la școală, vor avea posibilitatea să audieze cursul și de acasă. Sunt convins că se vor dezvolta resurse și se vor face dotări în așa fel încât sălile de curs să fie dotate cu tehnologie în așa fel încât cursul să poată fi transmis și online. Deci părerea mea este că în viitor învățământul va fi unul hibrid. Da, așa este. Cred și eu cu tărie că într-adevăr învățământul va fi unul hibrid în continuare. Larisa Ivașcu. Mulțumesc pentru
pentru posibilitatea de a interveni. Eu cred cu tărie că partea de digitalizare sau de informarea noastră continuă referitoare la noi metode de predare, la parte de jocuri utilizate, tot ce înseamnă gaming și mai departe, o să ne rămână sau o să ne rămână unui procent mare dintre cei care am activat în online. Pe lângă partea hibridă, în care cred și eu și am menționat domn profesor anterior. Am să-l rog pe doamna Munteanu. Da, mulțumesc. După cum am spus deja și în prezentare, am folosit acest sistem chiar când am avut studenții față în față, în sensul că ei și-au putut folosi acele resurse din campusul virtual și chiar m-am gândit, mi-ar plăcea ca în anii următori să avem în sălile de curs posibilitatea de a transmite online cursurile și aș sta în fața tablei și aș explica și aș pune și prezentări și alte resurse și studenții, să zicem că ar putea să asiste de acasă, mai ales cei care tot timpul întârzie din cauza transportului în comun și nu mai ajung la timp. Măcar așa poate participă mai cu drag, să spunem. Deci chiar mi-aș dori și, dar bineînțeles, laboratoarele obligatoriu față în față. Deci acolo cred că totuși mai încă nu merge cu simulări și cu alte lucruri, mai ales că sunt zone la disciplinele pe care le predau, sunt zone care presupun formarea unor abilități de lucru cu anumite instrumente în laborator care nu se pot realiza urmărind doar tutoriale. Ok. Ana Maria Chieni? Da. Cred că vom rămâne în mod cert, după toată experiența asta, cu un grad foarte ridicat de creativitate și flexibilitate. Ceea ce ne va permite să creștem ulterior gradul de atractivitate al orelor. Domnul Medeleanu? Cred că vom rămâne cu un avansat grad de adaptabilitate. Nu știm ce urmează, trebuie tot timpul să ne adaptăm. Cumva să încercăm să facem puțină ordine în haos. Dacă vă uitați la orare, orarele sunt altceva decât au fost anul trecut. Programul nostru nu mai e coerent. Adică să știu că am 6 ore într-o zi după care pot să-mi văd de cercetare sau de orice altceva. Nu, totdeauna intervine câte ceva. Iar această adaptabilitate poate fi deranjantă, dar încet, încet am impresia că e ca un fel de automodelare până la urmă. Ne adaptăm la tot ce e posibil. L-am lăsat la final pe expert, Mugur Dragomir. Nu știu dacă sunt expert, am și bune și rele în mintea mea. Gândesc și eu la fel ca și colegii care s-au exprimat anterior. Rămâne multe. În primul rând, această experiență online se va transforma ulterior într-un învățământ hibrid cu siguranță. Apoi, cred că ceea ce spunea doamna profesoară Munteanu legat de experiențele la chimie, cred că experiențele în domeniul neuroștiințelor și a neuroplasticității și după aceea în știința calculatoarelor va face posibilă prin tehnologie să faci experimentele inclusiv la distanță. Cred că asta este o chestie de viitor și o provocare pentru tot ceea ce înseamnă echipamente educaționale. Am și o temere în schimb. Mi-e teamă că aceste înregistrări multiple care se fac în online va duce la o parte de un învățământ diferențiat. L-aș numi fast teaching sau fast learning. Un învățământ pentru toți, de popularizare, cu înregistrări accesibile, cu tot felul de tutoriale pentru toată lumea, fără interacțiune umană, ca și cum te duce la fast food și ți-ai lua mâncarea aici, îți iei cursurile și tutorialele, și un învățământ mai scump cu interacțiune umană. Asta e temerea mea. Adică un învățământ pe bază de roboți. Da, este. Eu mai am și, să zicem, alte temeri, că ne vom transforma mulți dintre noi doar în furnizori și tutori de cursuri și de discipline și de materiale
pregătite, să zicem, de numărul unu din lume într-un anumit domeniu sau într-o anumită zonă și că această, să zicem, poate chiar amprentă regională, locală sau personală a fiecăruia dintre noi, fiindcă fiecare dintre noi, chiar dacă predă aceeași disciplină și chiar în programare sau în orice altceva, își aduce bagajul de experiențe personale și în conținut, nu numai în stil, se va pierde, ceea ce într-adevăr va duce la un fel de dezumanizare a cunoștințelor. Eu întotdeauna am promovat puternic învățământul online și Massive Open Online Courses, cursurile online, și le consider foarte utile în a putea să-ți definești ca și student, dar și ca și cadru didactic. Am spus întotdeauna și cei de față știu acest lucru, că în toate sesiunile de training mi-am spus: fiți studenți online, găsiți-vă un curs online pe care să-l urmați, să-l finalizați, să faceți toate activitățile, experiența cea mai bună pe care o poți o ai, ca să vezi ce trebuie și tu la rândul tău să faci. Și să faci asta continuu și permanent, tocmai pentru a te îmbunătăți. Dar cred cu tărie că noi va trebui cumva să ne asigurăm că putem să facem un învățământ de calitate și că acea tentă umană de care spunea și Mugur și tentă personalizată a educației să existe și amprenta cât mai mare să fie pusă pe acele informații sau modalități care să se reprezinte partea regională sau națională sau locală a educației, adică exemplele să fie cât mai multe din acea zonă, încât să și promoveze mult mai mult creativitatea și inventivitatea studenților noștri. Da, vom vedea, viața e lungă și vom vedea. Să sperăm că așa este. Sunt foarte multe concepte pentru care Future Universities și Universitățile Viitorului le dezbat deja. Toate universitățile, inclusiv și universitatea noastră, au think tank-uri care dezbat acest lucru și încearcă să găsească soluțiile care pot să ducă, să zicem, la abordări strategice care să le ajute într-o mai bună realizare a educației pe viitor. Întotdeauna la aceste webinarii împreună online, fiindcă am depășit 2 ore, e cel mai lung dintre toate acestea, mă mir că mai avem încă vreo 70 de oameni live efectiv pe Facebook și peste 100 și ceva aici în online, fiindcă am depășit absolut orice limită a unei ore, o oră jumate pe care o spuneam de obicei, și de aceea vă rog într-un singur cuvânt, ca întotdeauna la aceste webinarii, să spuneți gândul vostru, speranța pentru viitor. Începem în orice ordine vreți voi din nou. Dar un cuvânt. Creativitate. Provocare. Flexibilitate. Inovare. Adaptabilitate. Apropiere umană. Sunt convinsă că prin apropiere umană, dar mai ales prin adaptabilitate, flexibilitate, inovare, creativitate, vom face față tuturor provocărilor și vom reuși să răspundem cu succes acestor soluții care continuă și care credem și sperăm că măcar parțial să ne revedem față în față, măcar din anul următor universitar, dar pe noi ne așteaptă licențe, dizertații, admitere, multe examene în semestrul al doilea, deci încă calea este lungă pentru universitățile din România, pentru Politehnica din Timișoara, dar și pentru învățământul preuniversitar, care ia acum o vacanță, să zicem, de aproape 3 săptămâni sau o lună, dar care totuși trebuie să continue foarte multe dintre aceste activități. Acesta a fost cel de-al 27-lea webinar împreună online. Următorul webinar de săptămâna viitoare, de miercuri, va fi destinat studenților, dar va fi un webinar de training al studenților, fiindcă Universitatea Politehnică din Timișoara este partener al Consiliului Britanic, al British Council din întreaga lume și din România, care organizează de peste 15 ani Fame Lab, un concurs de comunicare a rezultatelor științifice sau a științei, de orice fel este ea, din orice domeniu, de la medicină până la inginerie, adresat, să zicem, tuturor. Iar acest concurs, că putem spune un concurs de comunicare FameLand, se desfășoară la nivel mondial. În România sunt mai multe activități regionale, îl vom organiza online.
multe informații se află și pe pagina noastră și puteți să le regăsiți de acolo. Iar săptămâna viitoare vom organiza un webinar de training pentru studenți de cum să comunici știință. Bineînțeles că pot să participe și alții, dar el va fi orientat studenților și elevilor, fiindcă concursul este deschis și elevilor de peste 16 ani. Vă așteptăm săptămâna viitoare la acest webinar. Vom continua după aceea cu webinarii care vor încerca să prezinte și perspectiva studenților din punctul de vedere al acestui un an de educație în pandemie. Vă așteptăm și la celelalte activități pe care Politehnica le desfășoară în această perioadă. În această sâmbătă nu va exista, se va organiza sau se va desfășura UPT te conectează cu viitorul lecțiile de matematică care sunt destinate elevilor de liceu, fiindcă ne apropiem de sărbătorile pascale catolice. Deci este o sâmbătă liberă, din fericire și pentru noi, dar urmează multe alte activități pe care Politehnica le pregătește și la care vă așteptăm să fiți alături de noi. Înregistrarea acestui webinar, a tuturor webinarilor, cât și multe alte resurse educaționale le găsiți pe site-ul nostru elearning.pt.ro. Vă mulțumesc, le mulțumesc tuturor invitațiilor care au fost mai mult decât interesant și deosebit astăzi și o seară frumoasă tuturor! Mulțumim frumos tuturor. Mulțumim. La revedere. Ciao. Multă sănătate. La revedere. Seară bună. Sănătate tuturor.